Bună seara, dragii mei! Iată că ne aflăm în cel de-al doilea episod de podcast. Nimeni de aici n-ar fi crezut, dar cu ajutorul dumneavoastră și pentru asta vă mulțumim că v-ați abonat acolo și v-ați uitat într-un număr atât de mare, noi suntem astăzi aici. Este marți seara și așa cum v-am rugat în primul episod, vă rog din suflet să ne scrieți acolo, pentru că noi o să ținem cont de absolut tot ce scrieți voi. Pentru început, hot play, mai încet. Ați văzut? Că i-am citit muzica, bursucule, mai încet. I-am lăsat mai încet. Păi ce atâta gălăgie, atâta nebunie. Ne aflăm în același decor superb pe care l-am realizat cu ajutorul prietenei mele, Anca Stan, și, bineînțeles, cu ajutorul celor de la Muro Design. Invitatul meu din această seară, însă, dragi prieteni, ce prezentare să-i facem noi. În primul rând vreau să vă spun că n-am mai fost niciodată la un podcast. E premieră. Deci n-avem orice fel de invitat. Vă mai spun că până la 39 de ani a trăit cât trăiesc alții într-o viață și, foarte important, acum câteva zile când l-am sunat și i-am zis vii la mine la podcast, când fac un podcast nou, mi-a zis, da, vin. Era tânăr, era liber, era nevătămat, era... După câteva zile s-a nenorocit, s-a așezat într-un genunchi și a spus, vrei să fii soția mea? Doamnelor și domnilor, în premieră la un podcast, Alex Body. Seara. Salutare și bine ai venit. Bine v-am găsit. Așa, stăteai relaxat. Acum câteva zile când te-am sunat, nu era nimic. Nu, ce? Nu te așezase într-un genunchi când am vorbit noi să vii aici. Era o tehnică de jiu-jitsu aia. Ai învățat-o de curând, da? Doamnelor și domnilor, Alex Body, încă o dată vă spun că îl dezvirginăm. N-am mai fost niciodată la un podcast. Ai fost la o emisiune asemănătoare la Denis Rifai, la 40 de întrebări, dar așa într-un podcast online m-am uitat, te-am căutat, am zis, doamne, poate, niciodată. Cum ți se pare? Adică cum simți vibe-ul? E plăcut? E la noi aici? Te simți bine? Oamenii ești tu simpatic. Oai, yeah. Ce frumos. Gata! Nu mai contează. Gata, dacă tăiați întrebările alea rele, alea 3-4, mai tăiem din ele, da? De le aveam pregătite. Vii direct din Maldive. Ca așa e. Zicem. Da, noroc cu unora ce să... Asta, ghinionul altora. Ești foarte norocos în viața asta, dar o să dezvoltăm treaba asta. Vii să direct din Maldive, unde ne-ai surprins pe toți. Stăteai tu relaxat așa, noi relaxați așa acasă și dintr-o dată, cine se pune într-un genunchi pe Instagram? Acolo am văzut noi. Tu te-ai pus în Maldive, dar noi am văzut pe Instagram. Alex, care ce să vezi, o cere în căsătorie pe Emma. Ce-ți veni, măiculiță? Păi era moment, nu? Da, da, la tine a mai fost momentul, nu e prima oară. Păi, să zic sincer, cam prima oară în viața mea când am făcut lucrul ăsta și chiar am simțit că trebuie făcut. Și în decorul respectiv și, să zic așa, chiar îmi doream de mult să fac pasul ăsta. Ai plănuit toată treaba asta înainte să pleci de acasă? Sau ți-a venit acolo ideea? Puțin, am mai încercat să mai fac lucrul ăsta, dar s-au întâmplat niște chestii. Acum nu pot să zic că am plănuit-o, mi-am dorit-o și chiar am vrut să o fac. Dar ce crezi, ca să spun, am și uitat inelul acasă. Nu cred. Și a doua zi mi-am dat seama că nu găseam inelul. Aoleu. Am plecat inițial într-un resort și... Cei de acolo nu erau de acord cu, adică nu aveau voie cu focuri de artificii, cu nu știu ce, nu știu cum. Și acum cum să explic eu la Emma că de fapt trebuie să plecăm o zi, două, în alt resort. Tu ai vrut să organizezi toată treaba, da, acolo, ai ajuns acolo și ai vrut să vorbești cu oamenii, domnule, eu vreau, uitați, vreau un foc de artificii, vreau să fie frumos, și oamenii ți-au spus, Alex, nu cu foc de artificii la noi. Da, au vrut să-mi dea niște artificii de șampanie. Și tu acum te-ai dus la un alt resort două zile? Da. Și nu te spăra, cum ai mințit-o? Adică, cum de nu s-a prins? Păi am spus că e prietenul meu, că trebuie să ne vedem. Ea nu înțelegea, domne, cum poți să părăsești paradisul ăsta pentru partea cealaltă, să mergi, liniștea ta. Bine, au fost și niște tensiuni, dar până la urmă a înțeles. Între voi doi? Da, că nu înțelegea. A, ei nu-i convenea, unde da, plecăm acum, ți-au venit să ne întâlnim cu prietenii. Atâția bani dați, nu știu ce planuri, aș făcut în fiecare zi un program cu spaur, cu plajă, cu... Pa, și cum să zic eu, mă? Stăteam noaptea și eram obosit dintr-o dată. Cine, nu poți, nu, de ce? Ei, mă gândesc și eu așa. De că de la fusorat. După ce ai planul. Da. Și după ce ai rezolvat-o cu artificiile, ai realizat că n-ai inelul. Nu, inelul dinainte. Dar când deja am
stabilit cu artificiile tot, zic, mamă, n-am inelul la mine. Și acum să caut un prieten rapid să-mi aducă inelul de pe o zi pe alta, că deja a doua zi trebuia să plecăm la celălalt. Inelul era în România? Da. Da, păi e ca și cum, băi, sunt la Ploiești, vină puțin, te rog eu mult de tot să-mi aduci primul inelul. Wow! Da, și a venit un prieten de-a meu și... Și am zis, tu nu te spălat, tu nu erai acasă? Da, zicea, de ce? Nu, știai, un băiat care mai am niște chestii de IT și am zis că e ceva foarte important, avem un call, trebuie să facem ceva la o platformă și, și ea iar să gândea, mamă, mă, stai aici pe laptop, stai aici, stai ședințe acum, alea, da. Eu mi-am venit să ne relaxăm, el muncește. Tot ce ziceam era nașpa. Era împotriva ta total. Mă scufundam, da, asta ok. Da, crezi că la un moment dat s-a prins înainte să o ceri? Păi nu înțelegea de ce i-am zis că plecăm la restaurant pe plajă cu prietenii ăștia mei și brusc a organizat vila cine la o vilă, totul schimbat, tot decor, alea nu înțelegea ea. Mai era prietenul meu cu iubita lui, iar într-un moment dat credea, la fel cum credea și fata cealaltă, că poate o cere prietenul meu. Și așa am avut un pic de noroc. Dar a meritat, chiar a fost o tensiune. La voi a fost frumos, fata cealaltă a rămas. Ai văzut, mă? Am crezut că eu o să fiu cerută de soție. A fost frumos, chiar a meritat. Și chiar merită, în continuare. Da, păi merită. Păi altfel nu făceam pasul. Chiar, acum știi, de multe ori nu... E bine să lauzi sau să spui lucrurile astea, dar e mai o femeie super din toate punctele de vedere. Și chiar dacă am 39 de ani, chiar sunt, să zic așa, pe străzi de la 13 ani. Și m-am lovit de zeci de situații, am cunoscut milioane de persoane și multe femei, dar contează cel mai mult și pentru mine e liniștea care mi-o oferă. E chiar frumos. Să te gândești că dacă ai și o viață agitată, dacă ai anumite situații în care ești prins, să poți să te bazezi pe persoana respectivă, să existe încredere, să poți să îți pui oful și femeia de lângă tine să fie capabilă să te înțeleagă sau să-ți dea un sfat, că sunt persoane la care le zici ceva și stă cu telefonul și zice, aoleu, mâine trebuie să-mi fac nu știu ce, adică ca și cum ai vorbi singur. La pereți. Bine, ea poate îi mai vezi în față și știi că vorbești cu ei, dar nu. E o femeie, pe lângă faptul că e independentă, e super sensibilă, e iubăreață, copilăroasă. Și lucrurile astea m-au făcut pe mine să îmi descopăr așa o latură, știi? Că e mai bine. Poți să dormi, cel mai important, poți să dormi așa liniștit, cu capul pe pernă, să știi că nu te stai în contre, te aștepți să întâmple ceva rău, azi e bine, mâine e rău. Dar cu toate astea ați avut o perioadă în care ați fost despărțiți. Da. Am făcut eu niște greșeli, că de fapt n-am vorbit și n-am mai declarat, că m-am retras așa din chestiile astea cu declaratul. Am făcut eu niște greșeli mai miculuți, așa, de la care... încăpățânearea noastră, orgoliu, ego ăsta prostesc câteodată ne-au ținut departe, plus niște interpretări. Ea plecase într-o parte, eu în alta, am crezut că e total altceva și până la urmă, dacă ceva e să fie, o să fie. Exact. Indiferent de ce dacă vrea. E scris să fim împreună, o să fim. Exact. Și se găsește o cale să fii. Câți ani aveți voi de când sunteți împreună? 2 ani? Nu. Iulie 3. În iulie faceți 3 ani. Da. Deci, legat cât asta despărțiți? Câteva luni, nu? La un moment dat? Păi câteva acum luni bune. Două. Da, câteva luni bune. Dacă le aduni... Și a mai fost anul trecut o lună. Deci vreo 3-4 luni, să zicem, în total, așa, cu certuri, că nu prea ați fost. Deci vreo 2 ani și jumătate. Au fost certuri. Pentru că e un alt gen de femeie. Exact. Nu există certuri. Toată lumea se gândește că poate ea în lumea ei are și un temperament... să zic, conduce, instruiește o grămadă de fete în business-ul ei, trebuie să-și impună cumva punctul de vedere, că da, n-ai cum să fii un lider dacă nu ai un pic de autoritate, dar nu e femeia care să te cerți. Nu au existat certuri și nu au fost scandaluri, cum s-a speculat, sau vreodată, de niciodată. Tu ai rămas coleric sau și tu ai bătut în retragere odată cu relația asta?
Păi eu sunt mai exploziv vulcanic așa, dar nu cu ea. Adică ea m-a făcut să realizez acum ghinionul celorlalți. Dacă sunt cu ea prea liniștit, când mă apucă pe altcineva, trebuie să compensez exact, și eu. Da, balanța trebuie înțelegi? Să existe. Dar chiar și asta e o chestie că ne sfătuim reciproc. Câteodată îmi zice ea de multe ori să miră cum reușesc să fac față ator provocări, situații, minciuni, dezamăgiri. Și am încercat să explic că, de fapt, lumea asta în care trăim noi e o junglă. Și dacă nu mănânci tu, vei fi mâncat. Că nu azi, că mâine cineva plănuiește să te... Ea este o fire cu capul în nori, așa, visătoare? Nu. Păi tocmai... E foarte realistă. De aia zic că e o fată care poți vorbi orice chestie și te poți aștepta și la un sfat. Și pe lângă lucrul ăsta am observat ceva foarte important de-a lungul timpului... Vede foarte bine lucrurile din exterior. Adică de multe ori mi-a zis, la început era mai temperat, se abținea să-și dea cu părerea despre prieteni sau despre anumite conjuncturi, dar de multe ori mi-a zis chestii care s-au adeverit pe parcurs. Despre prieteni? Da. Despre situații din viața ta? Despre ce ar trebui să faci? Da. Ce e bine, ce e rău? Exact. Adică chiar observ că femeia asta de lângă tine îți vrea binele și nu e o femeie. Asta am văzut de la început. Dă seama, erau femei care se supăra că îi făceam cadouri. Dacă luam o mică atenție sau nu știu ce, mă așteptam după o săptămână să-mi ia și mie ceva. Adică e o femeie pe care nu a interesat-o niciodată. Nici când am fost certat să o surprind sau cu ceva, nu. Mai rău făceam. Deci sunt multe calități la ea care m-au făcut să înțeleg și să realizez că de fapt ea e femeia pe care mi-o doresc. O să te întrerup puțin, pentru că discuția curge atât de frumos și e păcat de ea, mai ales că am devenit și romantici așa, să punem și un pahar de vin. Am luat un roșu sec, un 67, așa se numește, de la Crama Mitroi. A, știi cum e, dacă tot ai venit să ciocnim, să fie o seară frumoasă. Lumânarea e aprinsă, n-am vrut eu să fiu atât de romantic în seara asta, dar discuția s-a dus direct acolo. Auzi, până torni vinul ăsta. Mi-am consumat romantismul pe al continent. Este. Nu am rămas la fel. Nu mă dau la tine. Auzi? Da, acum mi-ai spus toate calitățile, toate... Nu am timp să ți le spun. Spune-mi și mie un defect. Al ei? Da, de te scoate pe tine din minți. Trebuie să aibă un defect, să zici, bă, asta nu-mi place, de asta mă enervează. Nu știu. Răstălmăcește câteodată cuvintele, mai ales în scris. De exemplu, avem o conversație, trece o oră, două și zice, da, auzi, dar ce-ai vrut să zici? Nu știu ce, sau îmi zice direct, ce înseamnă pam, 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 pam. Adică le ia și rebobinează firul, înțelegi? Da, dar e bine că-ți spune, să știi. Da, da, da. Că sunt multe care interpretează greșit ceea ce scrii, rămân supărate sau rămân supărați, că sunt și bărbați. Și încă o chestie care, așa, nu știu dacă nu menajezi bine, e prea perfecționistă. Adică mă întreabă ceva, cum, de exemplu, zi o rochie sau cum, așa sau așa, zic, așa e perfect. Nu știu, ba, stă iară să spun. Păi vezi, nu-mi zici nimic. Păi dacă ți-am zis că stă bine sau că arăți foarte bine sau că e bomb, cum zic, sau așa, ea mai stă un pic, trebuie să-i mai zic o dată, trebuie să o convingi, să, știi, are și în munca e chestia asta și bine, și o calitate, dar eu văd ca un defect că insistă prea mult așa și nu e necesar. Dacă vrei să mănânci ceva, ți-am adus ceva pe gustul tău, niște fructe de mare, că na, știi cum e, vii de acolo și m-am gândit că totuși n-ai mâncat niște mici și niște cărnați, acolo că pică greu. Slănină. Slănină acolo? Da, da, și am adus din România mâncare, când am adus inelul. Să fie tradițional. Îți spun sincer, te cred în stare, adică nu. Prietenii mei de la Cats Gastrolab, prieteni pe care îi găsiți lângă Cismigiu, dacă vreți să ajungeți dumneavoastră la ei, ne-au adus această mâncărică, iar aceste prăjituri, să știi că sunt făcute din tot sufletul pentru noi, de la partenerii noștri, cei de la Nuria Coffee Studio. Pe ei găsiți undeva pe Bulevardul Mareșal Andreescu. Aici, aproape lângă noi, lângă studio, pe dreapta, o să vedeți la parterul unei căsuțe o super cafenea. Cum a început relația voastră? Îți mai aduci aminte? Clar. Am început să vorbim pentru că o văzusem într-o noapte la un restaurant prin Herăstrău. I-am scris și am început să vorbim la început despre câini, că și are o pasiune foarte mare pentru câini. Bine, pentru animale în general.
Da, și am tot vorbit și... Păi ne-am întâlnit. Dar cum ai abordat-o? Că așa am tot vorbit. Ai văzut un restaurant și trebuie să... Da. Adică nu prima e la modul, bună, bună, hai că de acum te sun. Cânta, era la un eveniment, cânta Loredana Groza. Și la un moment dat eram la o masă cu niște fiind ai mei. Începe și cântă doamna, pam, 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 și văd că invită pe cineva la dans. Și când am văzut-o, am zis, doamne, cine-i fata? Și zice, a, tu nu știai cine? Nu știam, nu. Și zic că e româncă? Și zic că da. Și mi-a zis, e Mauta. Gândeam, dar ce e româncă? Și chiar mai vorbim des de chestia asta. Zic, mamă, zici că e braziliancă. Și m-am tot uitat eu cu cine era la masă, nu știi? Și când am văzut că merge spre baie, m-am dus eu înainte. Să o văd așa de aproape. Și... Să pun lumină da, pe da, aia. Da, să văd dacă în lumină e la fel. Ea venise cu un amic de-al ei la baie și a trecut și m-am uitat așa atent la ea, s-a uitat și a făcut așa. S-a uitat așa și a plecat. M-am uitat... Păi am scris pe Instagram. A, știai numele, m-a uitat, a păi fost simplu. Zis, da, bine, da, da, imediat, a fost simplu. Și din noaptea am tot vorbit. Ați a și răspuns în noaptea aia? Da. Deci a fost dragoste la prima vedere cu o mânghie. Chiar da. Mai ții minte primul mesaj pe care le-ai dat? Ai Instagram? Ai telefonul? Păi trebuie să stăm 3 ani dacă... Ați vorbit mult pe Instagram? Că de obicei și cum mai vorbești pe Instagram, nu, da, după aia îți dai numărul de telefon. I-am scris, e superbă și am putut un trandafir. Trebuia să-i spui, ăsta este primul, doar online. După, da. Eu sunt obișnuit să vin cu cisternele. Păi, sincer, eu cumpăr florări sere. Între... Asta, sere întregi. Eu am plantații, tăticule, de flori, nu? Cât am fost certați, da. Și când, mie-mi place să ofer flori, sincer. Și când e totul liniște. Cred că mai e indicat să iei flori când e liniște și e frumos, așa. Mie-mi place să și văd florile în casă. Da. După cât timp s-a mutat la tine? Păi, sincer, ne-am întâlnit în Mykonos. Eram cu fiica mea cea mare și după aceea când am venit acasă, chiar foarte repede sau... Adică nu planificasem nimic, mă duceam la ea, venea la mine și de atunci am rămas chiar împreună. Și plecăm des împreună și... Mi-ai descris-o foarte frumos, dar un singur lucru. Ce are Emma diferit față de toate celelalte partenere din viața ta de până acum? Un lucru. Ăla care pe tine te-a mișcat complet. Adică dacă ai face așa o analiză în păi trecut da, eu, și ea, da, spui, nu. Bă, asta este calitatea supremă. Sunt mai multe chestii. Acum nu vreau să generalizez nici să fac comparații, că urăsc. Dar zic de pentru ea, tine. Că eu și acum îi zic de multe ori că ea e liniștea mea. Adică, nu știu, îmi conferă o liniște, o siguranță. Știe cum să mă ia. Dacă sunt nervos, mă calmează. Dacă sunt calm, mă nervează. Este această da, balanță a vieții da, mele. EKG-ul ăsta. Sentimental. Nu, are... Și plus că, nu știu, simt ca și cum aș fi eu. Ți-ai găsit jumătatea. Întregul. Jumătate eram pierdut eu de mult. Nu, sunt multe chestii care la început sau când le simțeam ziceam, a, poate e ceva de moment sau mi se pare mie sau sunt eu mai sălbatic așa și mi-a dat fata asta supradoză. Dar le-am acceptat și chiar am făcut așa mici teste, să zic așa. Și într-adevăr a meritat. Merită, ai zis tu la început. Merită, da. Care este relația ei cu fetele tale? Foarte bună. Foarte, foarte bună. Cu fiica mea cea mare, de multe ori zici că e fata ei. Adică atâtea lucruri au în comun exagerat. Și fata cea mare vorbește cu ea chestii care nu le vorbește cu mine de multe ori. Și cea mică la fel. Se văd, caută, vorbesc, au vorbit la telefon și pe video și când ne întâlnim, doarme cu noi... Deci mulțumesc de Dumnezeu, e foarte ok. Bănuiesc că își vorbesc pe nume. Da, 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 bineînțeles. Că și glume și își fac cadoua și atenții și chestii. Chiar plăcut, adică sunt foarte liniștit. Poate și ăsta e un atu și o chestie care am văzut-o la ea, că, vezi tu, sunt femei în lumea asta sau bărbați, da,
rămân cu copii, e greu sau se adaptează greu o femeie care nu are copii sau nu știe cum să menajeze lucrurile astea. Adică sunt mai delicate, dar chiar are o relație foarte bună cu fetele și văd că e super sinceră, e așa, sufletește. Și apropo de are o relație cu fetele, că se înțelege foarte bine, Cipriane, aveam un cadou pentru Alex, pentru că, dragi prieteni de pe internet, de pe YouTube, nu știu cât știți, dar noi la ora asta la care filmăm, Alex a venit aici, chiar dacă este primul lui podcast, într-un moment destul de important, nu destul, cel mai important din viața lui, pentru că astăzi este ziua Selenei. Și pentru că este ziua ei, noi ne-am gândit să-ți fac un cadou, noi, echipa noastră, să facem un cadou, mulțumesc Ciprian. Mersi frumos. Special pentru ea, la mulți ani, să fie sănătoasă. Mulțumesc, că îl deschid după, nu? Da, nu tu, ea trebuie să-l deschidă, că tu nu înțelegi nimic, că e un cadou pentru ea. Adică tu chiar cred că nu o să înțelegi mare lucru de acolo. De am experiență, n-ai idei. Păi chiar, pe când nu mă pune, că îl pun să, deci mai, mă duc și mai iau unul, dar te pun să-l desfac să văd dacă știi să faci ceva. Uite, ajuns, mersi frumos. Cu mare drag, la mulți ani, să fie sănătoase, să vă bucurați în fiecare zi, unii de alții, pentru că asta este cel mai important, și să fiți o familie frumoasă. Mulțumim la toată lumea la fel. Cât despre familie. Da. Mai devreme spuneai așa, Emma se comportă foarte frumos cu fetele, au o relație foarte frumoasă. Știi ce vine, nu? Da. Ai noroc. Ai noroc că mi-a plăcut. Ai pus privirea aia, gata, mă întreabă. Când facem copil? Uite, cum vor decurge lucrurile. Da, tu-ți dorești? De ce nu? Eu mi-aș dori. Trebuie să-l dăm așa ca să nu. Da. Așa. Instinct. Îți dorești? Și ea? Adică ați avut o discuție? Nu am avut discuții, dar felul cum văd că are grijă de fetele mele, cum se comportă, cum, să zic, le răsfață, așa, n-ar fi, doar că cred că trebuie să se așeze puțin așa lucrurile. Câți copii mai vrei? Eu aș mai vrea și 2-3. Dacă s-ar putea și 2 băieți, bombă. Băiat. Ar fi bine să fie băiat, da, acum. Acum, ai două fete, ar fi bine un băiat. Oricum, adică, cum te iubesc fetele ca și tată, nu te va iubi nimeni niciodată pe lumea. Și eu am tot două fete și așa este. Străiască, așa, să rând, este. Așa este. Dar la tine, acum, un băiat n-ar strica. Și doi. Că trebuie să facă, adică în familia asta trebuie să fie cineva și fotbalist dacă tu n-ai reușit. Păi fiica mea cea mare joacă fotbal. Asta e mică la școală, la fel. Așa că dacă vreau să mă orientez. Joacă fotbal? Da. La ce echipă? Merge la o divizie de la din Madrid, cea mare. E jucătorul ăla de la Real Madrid, Camavinga ăla. Are o academie de fotbal și merge acolo. Dar legătura e aceeași, vezi, de la, din tată în fică, ca să zic așa, că și tu tot la Real Madrid ai ajuns. Nu știu câți bine, dintre cei de acasă. Pe vremuri tot ajuns la Real Madrid. Dar n-a fost să fie. Bine, era tersera diviziune, adică a treia divizie. Și atunci m-au luat pentru antrenamente. Bine, dar am dat proba așa, dar nu aveam viza. Era trebuia să muncești. Avea, da. Și doar îmi ofereau o diurnă, să zic așa, transportul și niște mă plăteau pentru antrenamente să merg. Puțin bani pentru ce voiai tu. Dar un puțin bani, dar nu aveam cum să scot actele. Asta era problema. Trebuia neapărat să te angajezi undeva. Păi trebuia să-ți faci viză. Și nu puteai să le faci în paralel? Păi nu, îți dădea, nu avea cum să mă eliberezi ei. Trebuia să ai ca să te înregistrezi. Adică tu erai, eu eram perioada aia, să spun așa, vizitator. După 3 luni îți expira viza. Dar asta a fost, 2003. Asta a fost unul din visurile tale, să devii fotbalist? Da, îmi plăcea. Și nu te-a durut așa când a trebuit să renunți? Păi n-ai avut de ales. Tu dai seama... Eram dita mai clanul la 17-18 ani, tata mergea la muncă, la 6 dimineața venea la 4-5, mama la fel, ce de asta, stau ca un trântor acasă. Să zic că eu sunt fotbalist, poate făceau sacrificiul ăsta pentru mine, nu se știe niciodată, dar nu am văzut siguranța în care pot să-mi obțin actele sau așa. Eu am făcut mult mai multe sacrificii pentru tine. Fără doar și poate. Adică în momentul în care tu ai avut niște probleme la începuturile tale... Mereu aproape și singurii. De asta zic, am și avut o discuție cu niște prieteni curând, prieteni mai vechi, și
mă întrebau ei acum, că m-au văzut că s-a schimbat viața mea și, na, după ani de zile, și am spus că și susțin că pentru un copil cea mai mare satisfacție e să poată să le ofere părinților ce și-ar fi dorit ca părinții să le ofere lor. Adică pentru mine să ofer părinților o casă, o mașină, e cel mai frumos lucru care l-aș putea face eu ca și copil. Și cred că e un lucru care l-ar face mândru pe orice băiat, fată în viața asta, nu știu, să-și simtă părinții. Apropo, și de asta i-am chemat și pe ei în țară, că și ei au venit. Ei sunt mutați în Spania, da, de foarte mult timp. Tu faci drumul ăsta foarte des, e un fel, da, de navetă pentru tine, Spania, România. Merg eu, vin ei, vin, merge, vine fata, vin, în fine. Și, nu știu, mi se pare ceva deosebit. Faptul atunci că vezi, unii pe ceilalți. Da, dar nu, vezi, nu știu, devotamentul și, într-adevăr, un succes din partea unui copil când poate să-și facă părinții fericiți. Ce părere au părinții tăi despre Emma? Pentru că bănuiesc că acum, na, ai fost însurat de două ori, mai ai un copil foarte din prima ta relație, păi, cu Raluca. Păi țară mesajele, cum nu există mesaj vocal sau de la mama să vorbească la singular cu mine. Numai la plural. Vă pup, vă îmbrățișez, vă iubesc, aveți grijă de voi, distracție plăcută, tata la fel, tata, cu Emma, Emma, Emma. Dar ei ce ți-au zis în momentul în care le-ai făcut cunoștință și au zis, băi tată, da, în sfârșit? Tata n-a fost așa entuziasmat de nicio fată pe care a cunoscut-o în viața lui, cum a fost Emma. Sau și când eram despărțit de Emma și mai mergeam la ei, sau și cum am fost Crăciunul, sau... Te certa? Tătea așa el, pe direct, așa. Ce-ai făcut, mă, iară? Ce ai făcut? Ea zis, ce? Și, în fine. Ia, mă, sau știa că, așa zicea, îți dau, mă, să duci ceva acasă la Emma. Mă, care a fost modelul tău în viață? Mama sau tatăl tău? Sincer, niciunul. Pentru că părinții mei sunt niște oameni modești, normali. Eu mi-am dorit de la viață sau am vrut să urmez un drum pe care ei nu l-aveau nici preconizat sau nu cred că s-au gândit vreodată că l-ar putea parcurge. Adică gândurile lor erau limitate. Cred cum sunt 90% dintre părinții noștri care muncesc, care au un serviciu stabil, dar eu tot timpul mi-am dorit ceva mai mult. Alex, ați fost săraci? Nu pot să zic că săraci, pentru că ai mei mergeau, când eram noi copii, mergeau în Germania, tata mergea și în Ungaria, mai făcea una alta și în Turcia. Erau descurcăreți așa, dar nu am avut posibilitățile cum au avut anumiți colegi de-ai mei sau prieteni de-ai mei. Ei au încercat, s-au sacrificat pentru noi să ne ofere haine, să avem și noi acolo ceva, să nu ne facem de râs, să fim tot timpul curați, dar cred că cel mai scump lucru care ne-a oferit e educația. Pentru că am un respect foarte mare pentru părinții mei și în ziua de azi, nu vorbesc la pertu cu părinții mei. Le zic să rămână și la tata și la mama. Și chit că mi-au mai zis ei sau tata, având în vedere, na, cum situațiile, cum... Dar nu, mă deranjează, din contră. Pentru mine e ceva care așa o să rămână tot timpul. Și ei s-au sacrificat. Îți dai seama că acum vorbeam cu fiica mea cea mare că ea avea niște nemulțumiri de astea, că vrea să vină și ea cu noi, plec. Și am zis, o fetiță, vezi că tu în 4 luni de zile ai avut 4 vacanțe. Și eu mă rugam de tata să mă lase o dată pe an, în vară, o săptămână, într-o tabără. Da? Da, asta era adevărul. Da, poate sunt și alte posibilități acum. Păi și tocmai, atunci... dar trebuie să știi și eu încerc să le fac pe fetele mele să vadă și viața asta așa normală și partea mai rea a lucrurilor, realitatea de fapt în care trăim. Dar și să fiu tatăl care dacă își dorește și poate să le ofere ceva mai... O viață diferit, mai bună. Da. Da. Adică vreau să facă un pic legătura și să-și aprecieze. Auzi, da, acum știi cum e, copiii noștri se ghidează după noi părinții, că noi suntem exemplele până la urmă. Tu îi spui fetiței tale, măi, nu e bine așa, cu ai 4 vacanțe într-o lună, măi, tati, dar eu, tăticul tău, numai în avioane. Una, două, într-o vacanță. Eu când te văd, ești în vacanță.
Păi ia ce să înțeleagă? Păi, o lună jumate muncește tati, două săptămâni în vacanță. Nu, tati muncește tot timpul. Și asta o spun ca să înțeleagă multe persoane că... Tu când ești în țările alea calde muncești? Da. Majoritatea cred că, păi dacă a plecat în vacanță, nu. Dar nu trebuie să știe lumea ce fac eu sau cum fac eu. Dacă va trece cineva să mă întrebe, o să-i demonstrez. Și crede-mă, nivelul și oboseala și stresul și solicitarea la multe chestii nu au mult habar și chiar nu-l duc. De multe ori Emma doarme și eu stau pe telefoane sau stau să văd fusorar acolo cât e aici, e și în țară și peste tot. Eu nu am orar fix. Eu dacă trebuie să realizez ceva sau trebuie să închei o chestie sau programez ceva, eu nu stau. Pot stau diminețile până la 5, 6, 7 dimineața pe telefoane sau pe laptop sau... De-aia mă întreacă. Lumea crede, păi iară vacanță, dar nu știe lumea ce. Da, da, și tu pui pozele alea, de exemplu, uite, băieții ăștia ai noștri din band de la Hotplay, când le-am spus că vii tu, au zis, băi băiatele, vrem și noi să ne plecăm o dată într-un private jet ăla. Cum arată? Adică, și pozele tale acum, nu e ca și cum, na, eu, nu se gândește nimeni că Alex Body pleacă la muncă cu un private jet. Corect. Păi uite că de multe ori da. A fost și... V-am zis, bă, să vă schimbați Uber-ul. Au fost și sunt și caprici. Nu sunați unde trebuie. Și capricii sau o chestie care, da, vreau să fac pentru mine, familie, fetele mele, m-am plecat de multe ori, nu mă ascund. Dar de multe ori am plecat și cu parteneri, am plecat și din București cu niște avioane foarte mari, că s-au speriat și ăștia, să zic așa, că trebuia să facem escală în altă parte, mi-am luat parteneri, am plecat mai departe. Dar, da, adevărul e că nu trebuie să demonstrez eu sau să fiu toată ziua cu un laptop în mână și să mă filmez, să zic, băieți, eu muncesc. Nu, eu știu, îmi fac și postez ce vreau eu să postez sau să știe lumea ce vor ei să creadă despre mine. Dar adevărul e cum te pui la somn. Că majoritatea te critică, pe asta stă numai în vacanțe, o furat, eu făcut la viața lui. Dar habar n-au, dar nu mă obosesc eu să le demonstrez că ce. Am citit un articol în care scrie așa. Alex Body produce pe persoană fizică 1 milion de euro pe lună și firma lui produce 10 milioane de euro pe lună. Adevărat sau fals? Nu știu, nu cred. Aveam bani. Eram numai în vacanțe dacă era așa. Câți bani are Alex Body în momentul nu ăsta? Nu știu, că nu... Adică nu știu, știu, dar nu... Nu, vorbim despre bani aici. Bani poți să ai mulți și peste un an nu mai ai bani. Sunt oameni milioane cu bani mulți mai mulți decât ai mei. Contează cum dozifici, cum te bucuri de banii respectivi. Pentru că mulți cred că ar vrea să trăiască într-un anumit fel, dar nu le permite, să zic așa, inima. Și exact, asta voiam să spun. Mulți ar vrea banii ăștia, dar nu mulți ar duce ritmul ăsta și nu știu dacă sunt gata să facă anumite sacrificii pentru banii ăștia. Că toată lumea ar vrea să aibă banii și să stea așa în canapea să zică, ia uite, Dumnezeu, am și eu 2-3 milioane de euro. Am și eu prieteni cunoscuți, amici. Păi eu la 7 luni mi-am lăsat copilul, eu am plecat de acasă. Eu i-am și zis fostei, plec pentru că eu vreau să pot să-i ofer ceva la copilul ăsta. Nu accept să îmi ceară un copil la 2-3 ani, 4-5 ani ceva și să nu am să-i dau. Și am fost judecat. Domne, și-a lăsat familia. Păi și s-a lăsat familia, trebuie să faci ceva. Sau și când am fost bine cu fetița cea mică sau în alte relații, așa, plecam des. Eu nu-mi vedeam copiii cu săptămânile. Și alții stăteau toată ziua cu copilul în pat, cu el în parc, cu nu știu ce, și după aia vreau să aibă aceleași merite ca și mine. Și o rupeam avioane de pe continent pe continent, întâlnește cu lume, fă una, poartă discuții, să fii și cerebral, să și reușești, să știi să și vorbești câteva limbi bune, că dacă nu știi să vorbești, Charlie Chaplin nu-i mai... Înțelegi? Nu se mai potrivește. Nu mai merge. În business astea, mi-e foame, mi-e sete, nu. Nu dă randament. Da, limba surdomutului nu merge. Da. Ai fost un copil. Nu, hai să te întreb altfel. Crezi că ai ajuns ce ești astăzi datorită educației de acasă primite? În mare parte, da. Ai fost bătut când erai mic de ai tăi? Da, tata era super sever cu mine. Și acum râd cu el și mi-amintesc chestii și ce, zice, vezi ce mare ai crescut. Unde dă tata? Crește carne. Te-al tăia?
Uai, grav. Dar bănesc că și tu făceai prostii. Da. Că era mod aia, mi-am prins vârsta aia de... Aveam, zici că eram două personaje. Acum când eram bun, cu acum el erai... în casă sau prea eram mai liniștit, când ieșeam afară, zici că eram diavol tasmanian. El zicea, Alex, no, niciodată. Nu, no, no, nici gând. El nu credea sau doar îți lua apărare? Nu credea, nu credea. A, nu credea? Nu, nu, nu. Dar tu în fața lui nu făceai de frică? Nu, da. Că știai că te altoiește? Da. Și mama ta te acoperea, și, da, mama mai ținea parte, dar și mama îmi bătea când făceam rele. Și luam titlul și, de ziar, luam Alex și, Body bătu toată copilăria. Păi îmi luam și de la tata și mama când meritam și, și când nu meritam. Și din cauza lui sora mea, că tata, sora mea e feblețea lui și că... E normal, dacă n-ai avut grijă de ea. Nu, pop, puf, da. Da, că n-ai avut grijă de ea. Tot vina ta. Dar mi-au prins bine, foarte bine chestiile astea, cred, mă zic sincer. Și acum, că am 39 de ani și mai vorbesc cu el și ne amintim chestii sau mă întreabă lumea de anumite lucruri, zic, vezi că ăla e o legitimație bună. Nu i-ai judecat niciodată pentru asta? Nu. Nu i-ai condamnat niciodată? Nu, 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 nici când. Bine, știam și că făceam, dar poate și-a fost felul lor să mă păzească, să mă ferească, dar nu știu cum să o numesc, dar chiar am apreciat de multe ori lucrul ăsta și eu am spus-o ca și laudă. Și mei am zis, tata mă bătea de mă rupea cu bătaia. Păi când erau bătăi prin cartier sau așa, mă uitam la unul și mă gândeam, bă, să te dă mai tare ca tata. Nu o cred. Și zic, ha, ce-o fi? Da. La 12 ani ai furat mașina sau ce ai făcut? Da, ai plecat cu mașina. Păi furam mașina dimineața și mă vedeau vecinii, dar nu mă vedeau pe mine în mașină. Toți ziceau, băi, Oli, unde ai fost tu de dimineață? A, păi, și nu-și dădea seama, până să gândeam, unde dracu să mă duc eu de dimineață? Și cum aveam pleacă bloc... mașina singură da, din cum aveam blocul, să zic, aici, garajul aveam la vreo două străzi, știi? Și erau ca pe un, să zic, nu știu, câmp, o parcare de asta improvizată, unde da, se făceau garajele era, pe vremuri. Nu era asfalt și pe vremea. Și luam și dădeam ture și, ba, mai pe o străduță mai mică, ba, pe una. Și până m-a urmărit. Dar te-a prins vreodată poliția, nu? Nu. Te-a prins el, mai da, da. Mai bine te prindea poliția. Și el când mă punea, că de-aia mă bătea, zice, eu, a dracu, când încercam să te învăț să reai cu mașina și că erai broască, te făceai că nu știi să conduci. Știi, cu ambreajul, știi? Ridicai piciorul da, mai da, mult, te făceai prostanat. Făceam că nu știu eu, da, da. Că de-abia apucam. Dar țin minte că el era în Spania, asta e iar o chestie tare și... În fine, după vreo câteva luni, aveam un BMW cu un prieten meu marocan cu niște chestii noi și mi-a întrebat, dar cui e mașina asta? Și zic că lui Mohamed. Ah, bine, păi zice, ți-o las. Păi mai plimb eu. Zicea, bine. El știa că aveam permisul luat în România, că așa i-am zis, că aveam permisul luat, eu n-aveam permis. Și erai mare? Da, 18 ani. Ah, ok. Da. Și merge, tu îți dă seama ce încredere avea tata în mine? Că știa că nu-l mint, că nu știu, că mă rupea cu bătaia. Și la vârsta aia, dacă era... Și... Mă bătea și la 11 da, ani, ca la 10. Da, mă duceam în oraș cu el, la cumpărături, cu mașina, cu nu știu ce. Odată mergem la pescuit, pe râu Ebro, era la pescuit de somn, că el e pe scară în răită, în fine. Și prietenii lor au lui, au băut pe acolo, zice, la ei, stai, nu știi, mă, conduce Alex. Mamă, zic, doamne ferește, nu aia se înconte. Cu autostradă, cu dealea, cu du-te până în Madrid, erau 300 km. Și m-am urcat în mașină, țin minte, era un Ford, avea prietenul ăla cu patru uși, noi patru oameni mărișori, așa, în mașină, și cu bețe și cu de la dăi până acasă. Până într-o zi, când eu făceam școala de șofer pe furiș în Spania. Logică, dacă tu i-ai spus că ai permis. Da, și mi-au pus examenul și n-am avut ce să zic. Nu vin la lucru. Păi de ce? Bă, că nu există. Și tată, uite, ce mă, n-ai permis? Am încercat să o sucezi. Ba da, dar trebuie să-l schimb, să dau examen. Aha, că eu m-am născut al altăieri și am stat în casă. Da, și eu zis, mă, bine, las că vorbim noi. Sper să iei carnetul, mi-a zis. Da, și am luat. Pentru aia 300 de kilometri. Am luat din prima. Mi-a zis primul lucru bun care l-ai făcut în viața ta. Era și bănesc că este criticul tău numărul. Da, da, da. Și acum. E asta, zic, și acum la fel. Da, orice, în fine, câteodată e funny, dar de multe ori ne mai ciondănim așa, dar las că îmi dau seama că e
Ai furat vreodată când erai mic? Nu, îmi plăcea să fur. Nu? Mai bine, zic sincer, mai bine băteam și luam direct. Avea ăsta niște Adidas mișto, ia vine-o un pic. Poc, hop, dă-mi Adidas. De astea și nu, dar ce mai erau pe atunci? Casetofane, petreirile, când erau. Făceam altele. Ai copilărit în Mediaș? Da. Cum era orașul ăla pentru tine? Frumos. Dar acum ai mai fost acolo? Da. Și nu simți că te strânge un pic orașul? Adică... Nu-mi place că e relaxant, cu drag. Din Spania, da, de la Maldive, parcă da. Mediaș, mă țin un pic la umeri când chiar intru. Înainte să plec în Maldive am fost în ziua, că am avut un... În fine, a murit mama unui prieten de-a meu foarte bun și m-am dus. Condoleanțe. Mulțumesc. Și mai stat așa, mai povestit, dar îmi place. Mediaș e un orășel... Ok, adică simți că e o parte din tine acolo, așa o văd. Mi-ai povestit mult despre tatăl tău. Da, mama ta. Înger. Atât te zic. Serios. Cum se simte acum? Bine. Super fericită de fiecare dată când ne vedem. Știu că n-a trecut prin cele mai bune momente în ultimii ani. Da, da, da. În momentul în care tu ai avut probleme, da, grav, în ziua Z... de 11 noiembrie 2020, ziua care probabil te va marca toată viața. O să vorbim și despre asta. Mama ta nu a dus foarte bine toată situația asta. A slăbit 18 kg. Și nici din punct de vedere al sănătății nu era tocmai ok. Păi nu e nici acum, doar că femeie e foarte puternică și de fiecare dată când o întreb, da, mi-am găsit acum ceva, dar rezolv. Luna viitoare îmi fac iar analize. Și le pasează așa. A, e ok, e ok, asta așa. A fost operată la mână, la genunchi, în fine. Se mai ocupă de copilași? Nu, merge, vede din când în când. Copilași care deja sunt mari. Sunt mari, da. Da, stă cu finuța mea, adică nepoțica. Adică mama, tot copii. Mele. Da, îi place, așa se mai este. Tot cu copii. Da, tata e cu antichitățile, cu nebunile lui, că e obsedat în ultimul timp de chestii de astea. Și mama își vede de ale ei. Mai ias cu prietene, să mai duce în Madrid, merge la muncă, zice, mă duc la muncă 2-3 ori, vede care e, stă, povestește un pic și vine acasă. Dacă o vezi pe mama ta plângând, din diferite motive, nu neapărat că o faci tu, cu toate că bănesc că din cauza ta plânge cel mai des? Nu prea. Au trecut timpurile alea. Ce simți? Păi, cred că ce-ar simți orice copil care își iubește mama. Adică, în primul rând, n-ar trebui să existe, nici măcar de fericire sau, nu știu, e un subiect foarte sensibil pentru mine, mamă. Nu știu, fiecare cred că își iubește, mă zice, mama, mama, nu, dar trebuie să demonstrezi lucrurile astea. E cel mai important om pentru tine? Da. Ea și bunica mea la fel era așa. Pe bunica ta ai pierdut acum 4 ani. Și, crede-mă, era mama tatălui meu. Dar, nu știu, la fel. Nu i-ai spus niciodată bunică. I-ai spus mamă, nu? Da, da, mamă, zic. Bine, mai ziceam bunii, rozii, da, așa, da. Mai mult ca mamă. Da. Pentru tine este marea absență, marea ta absență de la viitoarea nuntă? Păi pot să zic că da. De multe ori am zis că mi-aș dori să... Nici să n-am atâta bani să fie ea. În viață, da, na. Greu. N-ai reușit să o vezi ultima oară, nu? Nu. Erai în drum spre spital. A. Dacă ai fi ajuns acolo, ce ai fi spus? Nu știu. Are rost. Zi altceva. Mama ta te-a încurajat în momentele alea? Da, dai seama. Poate cineva să umple golul ăsta lăsat? Păi cred că fiecare om e unic, așa. Indiferent că zicem că putem înlocui persoane, nu se înlocuiesc. Nici cele bune, nici cele rele. Și nici când dai de o persoană mai bună ca cealaltă, niciodată nu poți să înlocuiești. Pentru că fiecare om are ceva, oricât de rău sau cât de bun, are o parte așa specială. Cel mai important sfat pe care l-ai primit de la bunica ta? Să ne-am încredere în oameni. Wow. Și îl respecti? Zilnic. Nu ai încredere în oameni? Nu.
ea nu avea încredere în oameni? Sau după lecțiile pe care și le-a luat în viață ți-a dat sfatul păi, ăsta? Păi bănuiesc că da, dar vedea așa lucrurile, nu știu, foarte... Era mai specială, să zic așa. Cum te alinta? Nu mă dulcegăria. Nu, mai zicea, tu mă, mamă, mă, băiatul sau Alex, dar nu... Nu era... Eram așa ca bărbătoasă, nu era aia... Îți făcea poftele? Știa de timp că mă ziceam ciorbe, vinete și prăjituri s-au clătit. Era ok. Da. Nu mă aștepta să fie atât de sensibil. Maxim. Tot timpul afișez o imagine a unui bărbat dur, un bărbat strong pe picioarele lui, un bărbat care nu se lasă intimidat. Dar pare că latura asta sensibilă... Păi da, da. Depinde despre cine vorbim. Și cred că poți să dai seama că ești puternic atunci când îți dai seama că ai fost și slab. Așa văd eu lucrurile. Se că dacă că... tu mi-ai zice ceva acum în două secunde, sunt capabil să mă schimb. Adică dacă las subiectul ăsta. Adică pentru mine sunt cam cele mai sfinte persoane, să zic așa. Mama și bunica ta. Se spune că atunci când cineva drag pleacă dintre noi, el pleacă într-o lume mai bună. Da. Pentru tine, Alex, dar sincer, bunica ta a plecat vreodată? Nu. Da. Este acolo. Știi că sănătatea zice că nu poți să o cumperi și nici zilele de la Dumnezeu, dar na. Dacă așa a fost să fie, astea sunt niște chestii deja care intrăm în alte domenii. Aș fi preferat să fac orice să fie, dar nu se poate. Dar tu ai făcut în momentul ăla tot ce a depins de tine. Da. Medicina însă nu a ajutat în situația aia. Și corpul și organismul, să zic așa, al ei. S-a întâmplat aici, în țară? Da, da. N-ai avut nicio posibilitate de a o duce în altă țară? Nici nu vrea, era super încăpățânat. De-abia m-am adus la București. Da. Poate așa a fost să fie. Înțelegi? Ai. Dar... Na, asta e un lucru care... O provocare în plus pentru mine ca să reușesc în viață. Cum crezi că te percep oamenii? Când se uită oamenii așa la televizor, uite acum la noi la podcast, ce crezi tu că spun oamenii despre Alex Body? Păi depinde felul cum privește o persoană. Pentru că sunt oameni care, indiferent dacă te cunosc sau nu te cunosc, te urăsc. Te urăsc. Mult spus. E o frustrare trezită așa în interiorul lor, din cauza neputințelor sau traumelor care le-au avut sau le pot avea în viața de zi cu zi. Și persoane care le drag de tine fără să faci nimic. Și impactul meu asupra persoanelor, da, ok, vede lumea, nu știu, cum vorbim ca și fizic, tatuaje un alta, să pot gândi, păi ăsta are bani, e arogant, figurant, dar nu. Nu ești arogant, nu ești figurant. Nu. De multe ori, oamenii după ce vorbesc cu mine, chiar de majoritatea... Le schimbă părerea. Da, instant. Pentru că vreau să le schimb părerea oamenilor. Nu cred că avem noi puterea să schimbăm. Fii atent aici că am eu puterea, că noi cu echipa ne-am gândit la asta. Și am zis așa, cum îl vede lumea pe Alex Body? Ne-am imaginat noi. Dom'le, e un bogat, trăiește numai în lux și opulență, mai șampanii scumpe, fete frumoase, acum nu mai e cazul că te însori. Asta e imaginea, știi? Noi ne-am gândit așa, fii atent. Cipriane, adu surpriza aia, Alex, dăm ceva pe veselie să ieșim din starea asta. Fii atent. Prima surpriză, stai să facem loc. Păi înainte să deschizi, eu am un moment unde stau în tunari. Am pe stradă, sunt niște, nu știu cum să le numesc, restaurante micuți, da? De fac grătare, mici, de alea. Eu mă opresc frumos și mănânc acolo și n-am nicio fel de treabă. Dar știu, că ești la prietenii noștri, știu unde, că și noi tot acolo, prin pipera tunari. Fii atent. Ce crezi tu că ți-am adus noi aici?
pe tine așa, adică... E mâncare, nu? Bă, poate să fie mâncare, poate să fie inelul ăla de la Uitat la București, poate să fie... Ăla-i pe mâini bune. Ăla l-ai lăsat unde trebuie. Așa, poate să fie un animăluț, poate să fie, nu știu. Foarte important să-mi spui că mergi cu mine până la capăt. Indiferent de ce e aici. Păi asta am făcut de când ți-am zis că vin la tine. Asta e. Fii atent. Doamnelor și domnilor, mici, în premieră, la un podcast mișto, Alex își va aduce aminte de copilărie. De care săptămână? Nu? Nu? Da, eu sunt obsedat după aceea. După Parizer? Parizer, mi-au pus sana. Deci avem așa Parizer, hai, Salandă Sibiu, că m-am gândit că e de acasă, niște telemea, niște ceapă și fii atent. Ce vrei? Vino cu acea. Că nu mâncăm oricum. Am adus și muștear, și ziarul, și franzela. Ca să fie exact ca în copilărie. Așa. Dăm coace. Bravo. O să punem ziarul așa. Hai că acum o dau și pe mama în primire. De multe ori iau Parizer, sana, bam, bam, bam și băgăm. Uite așa. Punem pe ziar aici. Uite așa. Pac. Băi, vreau să văd aici, în premieră, la noi. Cum Alex Bodi. Credeai că nu mănâncă. Mama. Mănâncă Parizer, tată. Fii atent. Alex, dă-i cu, cu muzică de voie bună. Frate, dă-i aia noastră de cârciumă veche. Dacă eu zic că mănânc și acasă și îmi cumpăr din când în când. Ha. Proaspăt? Bun. Să știi că am luat de la de bani mulți. Numai ce era odată. Mai zis unul că ia de bani mulți. Parizer? Nu, altceva. Și? Gătar. Și n-a luat? De bani mulți. A, și te-a adus 10 bici. Da. Că mi-aduc aminte. Dar la mine o te poți face așa. Hm? Bă, le face... Asta pot ca stată. Vedeți acum cine, uite, domnule, vine la să mănânci, ne face poftă. Da? A, acum, dacă n-are cineva bani de Parizer, să mă ierți. A, chiar... Auzi? Da. Care era mâncarea ta preferată când erai mic? Dacă tot am ajuns la subiectul ăsta. Eu știu ceva de azi. Mor după sandvișuri. Când mergi în benzinărie, pac, te opresc sau... Nu, acasă. Fac, da. Cum zici tu. Două, trei tipuri de mezel. Orșun, cor, parizor, să le pun așa și cu brânză. Apă bogăție faci acum. Da. Când erai mică, ți-aduci aminte felia aia de pâine cu unt și cu brânză rasă? Ai prins? La Bayeram? Da, cum îți făceai zile? Castravezi murați cu... Asta? Mamă, când aveai castravezi murați, erai bogat. O umplute? Îți făceam mai cât la ziua ta, da? Face, face. Chemai vecinii și îți făceai ziua în apartament? Face, face. Ți-ai făcut vreodată ziua în apartament? Ca să te fondă ăla de avea leduri așa pe la boxă? Nu? Până la 17 ai copilării frumos, nu? Cu tata odată zi, era cică majoratul. La casa armatei, de-am seama. Mamă! Wow. Ți-ai făcut pe bani? Am făcut sacrificii. Cât invitații ai avut? La majora, cât invitații am avut? Bine. Chiar da. Vorbesc serios. A fost chiar cea mai mare zi de naștere a ta? Organizată până de atunci? Altcineva. Da. Până atunci? Da. Dar meniu? Ți-a adus cu dăla cu meniu special sau tot bufet și... Nu, cu bufet, dar am făcut mai multe chestii și... Șnițele tăiate atunci, ați minte că erau frumos. Ai mâncat vreodată brânzeturi cu... Parizer pane, ai mâncat vreodată? Da. Bun. Da. Cu cartofi prăjiți și cu ouă ochiuri? Să oprească cineva emisiunea asta. Dă comandă până termină. Mamă, mergem în altă zonă. Să oprească, te rog eu frumos, cineva interviul ăsta. Una asta. Ceapă nu va, că poate nu mai văd cu cineva pe aici. Cu cine te mai vezi? Te vezi cu nevastă ta. Da, nu uita că te însori. Da, da, pe trebuie să mai ies în oraș. Asta cum mă mai văd cu cineva, nu mai merge. Știi că Dumnezeu ți-a dat semne. Chiar ție Dumnezeu ți-a dat niște semne în viață. Știi? Ți-a zis, băi Alex, te-ai însurat odată, nu e bine. Te-ai însurat a doua oară, nu e bine. Păi și nu crezi că a treia oară o forțezi? Știi că există o vorbă românească care spune așa, femeia ia numele tău cu tot ce e pe numele tău. Depinde. Tu ești pregătit, nu? N-am niciun fel de problemă. Ai văzut de că și zis că și preotul ține cu femeia, știi? Da.
Când te duci în fața preotului, spune: robul lui Dumnezeu, e în căsătorie pe roaba lui Dumnezeu. Știi de ce spune așa? Că robul muncește să aibă roaba ce să care la neamuri. Bună! Nu. Nu e cazul. Nu, a? Ești relaxat, n-ai nicio treabă. Faci act de la... înainte de căsătorie? Fac numai bogătanii, frate. Da? Deci nu faceți act de asta înainte de... Păi și după, dacă o să zică, eu te vreau și eu, cum vă certați? Ce? Uite mașina aia, că ai luat-o când eram căsătoriți. Păi nu mai luăm. A, gata. S-a oprit. Mi-am făcut plinul acum, de acum ne bucurăm de ele. De acum încolo, mai am pe relax, așa. Cel mai scump cadou pe care l-ai făcut ai mei vreodată? De care ți-aduce aminte, bineînțeles. Cum noi vorbim noi de bogăție cu palizeri și muștar? Ca ăla, cum nu mă întrebați, nu știi, îl primează gagică sa, el cu 13 felini. Ce faci? Bine, la ce te gândești? Îmi iau BMW. Ce, mă? Îmi iau BMW. Și el îl filmează cum mânca palizer și dădea așa, din picior. Și avea și șoseta ruptă. Și că nu te lua după asta, că săptămâna viitoare vine ajutorul. Îl iau în rate. Sunt foarte curios cum intră vină ăsta de la Crama Mitroi după palizer. În timp ce tu te gândești, deci bem o gură și tu te gândești să-mi spui care a fost cel mai scump cadou pe care l-ai luat mie, că eu nu uit, să știi, tu îmi spui un banc, o glumă, dar eu nu uit, mă întorc. Mm-hmm. Nu e la nimic scump așa să zici, mamă, o dau pe spate. Păi că inelul. Inelul? Asta de l-ai luat acum o săptămână? Da. Nu ne aude nimeni. Nu știu, dar nici nu trebuie. Cât? Nu știu, dar mi-a zis că era scump cine mi l-a dus. A, înțeles. Dar ea, când l-a văzut, da, t-a emoționat? Clar. Cum a reacționat când te-a văzut într-un genunchi? Păi avea emoții, bine, și eu m-am emoționat, că n-am, mă gândeam să-i fi zic ceva chestii, să-i fi spus ceva chestii, nu știu. Și am zis din prima, vrei să fii soția mea? Ca tare, așa un pic mai hotărât. Și i-a zis, da. M-a întrebat, pentru toată viața? Și am zis că da, pentru toată viața. Anterioarele te-au întrebat la fel? Păi... Nu. Pentru cei care nu știți, am mai fost căsătorit de două ori. Poți fi căsătorit. Odată am fost căsătorit. A doua oară a fost așa, cu unie civilă. Tot acte sunt, să știi. Nu, da, dar am dat... Mă, fine, nu vreau să fac. Nici nu vreau să fac, că e un moment prea frumos. Dar nu vorbim despre trecut. Trecutul la locul lui. Dar tot căsătorit se numește. Nu știu. Pe jumate. Pe jumate? Căsătorit când faci cu roaba, cum ai zis tu, roaba să ducă robul și invers. A, nu ați ajuns să... În fața preotului. Nu. Doar cununie civilă. Păi, și acum ai programat cununia? Pe ce dată? N-am programat nimic. Nuntă, cununie, nu? Păi da, mă gândesc. Că dacă ar trebui să fac nuntă iar în România... La ce te mai gândești, măi? Măi, la ce te gândești de tardiv? Nu, mă gândesc cum să o facem, nu dacă mă mai gândesc la fac nuntă. Mă inviți? Eu mi-am prins obiceiul ăsta, să știi. A venit o rău săptămâna trecută. Vii cu meniu ăsta. Fai de capul meu, ăsta ți-a dus și cartofi prăjiți, o ochiuri. Săptămâna trecută aici a fost... prăjiturile, ai bine, pam, pam, da, stai bine tot pe ce trebuie. Aperitiv la fel. Stai liniștit, eu vin cu tot ce trebuie. Vin, hai. Auzi, dar la dar nu mă mai pui să dau nimic, vin cu astea. Oh, mai faci o reducere și tu la dar să fie frumos. Vinul e bun. Săptămâna trecută a fost aici Teo Rose și la fel și pe ea am întrebat-o când are nuntă. Aha. La fel, nu știa data, dar eu m-am invitat, să știi. Că mie îmi place, să știi că meseria mea de bază, adică ce mi-a plăcut mie toată viața mea, mi-a plăcut să fiu musafir. Cea mai tare meserie. Băi, deci te duci, faci mizerie, pleci, îl lați liber străni. Profesionist. Aici, n-ai treabă. N-ai treabă, nu te deranjează nimeni cu nimic. Ești, mâncăm popcorn, mai și țipi. Popcorn aveți? No, păi să cumpărați, băi, când vin data viitoare. Se interesează omul. Ce-ți place să mănânci, uite, vezi? Ce-ți place să bei? Ce cu tare? Te duci, n-ai nicio treabă, ești relaxat. Fii atent, am pregătit un joculeț pentru tine. Ce? Joc? Uh-huh. Ești al doilea. Teo Roza a fost prima. Ea a scăpat. Se numește Jocul Cărților Periculoase. Ce se întâmplă? Ce a făcut ea de a scăpat și eu nu scap?
Nu, ea a scăpat că a trecut săptămâna. Aha. Gata, i-am pus întrebările, a scăpat. Acum urmezi tu. Cipriane, te rog mult de tot, cărțile. Fii atent. Le amestecăm să nu știi că domnule a aranjat Ciprian în spate. Că egal, nu mai contează. Dacă joci, stau de periculoase, stau. Joci jocuri de noroc? Nu. N-ai jucat niciodată? Ba da, mai jucam poker și omaha, dar așa, distractiv, nu fanatic. Adică nu pe casino? Am casino, nu. La pariuri sportive? Da, pe mine, pe armăsarul negru. Pe tine atâta pariezi? Doar atât. Așa ți se zice armăsarul negru? Făceam, nu că am eu un armăsar negru. A. Făceam, nu serios că am un cal fain, rău. Da? Da. Făceam ăla care e pe mașină? Ăla e alb. Chiar e aici, lângă București, îl țin. Da? E bun, îți are poză. Uh-huh. Foarte frumos cal. Dar și la pariuri sportive, dar așa, la caterinică, dar nu... Nu ai o dependență. Ai vreo dependență? Hainele. Am văzut interviul pe care l-ai avut la Denis Rifai. Și, bine, am văzut și postarea pusă de tine cu faptul că te lăudai, ceea ce mi se pare corect. Îți spun din start, ca să știi. Cu faptul că la un moment dat te-a oprit poliția la un filtru, ți-a făcut test antidrog și a ieșit negativ. Da. Și te-ai lăudat cu treaba asta. Niciodată nu m-am drogat în viața mea. Never ever, nici așa. Îți jur pe bunica mea și pe mama mea. Da, ai avut toate posibilitățile din lume, ai avut anturaj. Ce ai mai avut... mare anturaj? De ce n-ai făcut asta? Nu văd ceva wow. Ca ceva să te controleze. Nu place ceva să mă controleze pe mine. Ești și un... mai ales să plătesc pentru ceva care în timp îți face rău. Iar am văzut sute de cazuri în care oricât de bine ai controlat, tot te afectează. Și nu e de mine. Bun. Și chiar sunt foarte mândru de chestia asta, crede-mă. Da, asta spun, am văzut că te mândrei cu lucrul ăsta. Și acum o mai mândresc. De fiecare dată când te oprești, e bine să postezi pe internet, dar să știi că ăsta e un exemplu foarte bun pentru copii. Păi, na, mai am și o părți bune. Consider că au luat o amploare foarte mare? Exagerat de mare. Deja nu e amploare, deja e o boală, un virus. Mai periculos decât COVID-ul. Crezi că se poate opri cumva? Nu. Trebuie să trăim cu asta? Da. Cum reușim să ne ferim copiii de virusul ăsta? Asta e o teamă pe care o am și eu. Și nu știu dacă e bine să folosești forța sau... să încerci să explici, să înțeleagă un copil la ce risc sau la ce se supune. Crezi că este, cel mai... Crezi că este cel mai mare risc pentru un copil în ziua de astăzi? Doi, trei colegi sau colege să cred, wow, că... și ăsta e un lucru deosebit. Sau dacă nu faci asta, nu mai ești prietena noastră, prietenul nostru. Așa mi-au zis mie mulți. Și oameni chiar... Dacă nu te droghezi cu ei, nu mai ești prietenul nostru? Noi, am zis, eu în momentul ăsta mă și duc, nu-i problemă. Și am plecat fără să, ai, nu, că am glumit. Nu, eu n-am glumit. A, cumva te împingeau de la spate? Eu încearcă oricine un mic șantaj de ăsta. Hai și tu, că hap, hap, hap. Nu, mulțumim frumos. Mai bine mă duc acasă, îmi iau o sticlă de țuică, ca și cum fac câteodată de... când stau acasă cu prieteni apropiați sau cineva care mă simte largul meu, oc acasă, nici nu mă vezi beat la volan niciodată. Stau acasă sau într-o vacanță sau mă duc la club, iau două sticle de tequila cu prietenii, cu iubita, cu cine sunt, ia cheița, șoferul, ia zbănuții, m-ai lăsat acasă, du-te acasă. Simplu și eficient. Nu dureri de cap, nu compromisuri. Hai să ne jucăm, fii atent despre ce este vorba. Fiecare dintre noi trage câte o carte. Cartea mai mică răspunde la o întrebare periculoasă. Poți să întrebi absolut tot ce îți dorești tu dacă vei câștiga. Dacă nu, va trebui să răspunzi la orice întrebare îți voi adresa eu. În mod normal sunt niște întrebări pe care eu nu le-aș fi pus în interviul nostru. Dar știi de cum la e. Ceapă. De la ceapă, de la parizer, de la miros și de la cărți. Aia e. Tragi primul sau trag primul? Tragi tu, că eu am zis că nu trag. Trag eu și ți-arăt cum e. La cărți mă refer. Uite, am luat prima carte. E capul meu. Am luat patru, dacă luam eram premiant.
Dai. 1, 2, 3. Ai luat 5, măi, ești mare. Ai luat 5. 1, 8, 8. Prima întrebare. Ce vrei tu? Asta îmi răspunzi tu. Da, absolut ce vrei tu. Eu te m-am relaxat. Câte chile ai, kilograme ai slăbit în ultimul timp? 25. Așa, vezi, eu ți le pun așa. Dar eu nu te iert. Dacă te prind. Hai, mergem mai departe. Ia tu primul, de oriunde vrei. Mamă, m-ai prins. E la mică? Ia. Dă-i. Dă-i. Păi e că tu ai pierdut ultimul. Mamă. A luat azi, bă, băiatule, bă, incredibil așa ce... Asta îți tragi. Auzi? Cinceași cu mine. Joker la Joker. Nu e Joker, e juvete de ăsta. Da, așa zice, Joker. Hai, dă-i, întreabă. Mamă, și-a luat fața aia de serios. Gata, s-a terminat cu prietenia, câte kilograme. Da, da, da. Unde te simți mai largul tău? La podcastul tău personal sau în, la cealaltă emisiune? Aici, că pot să beau, pot să mănânc. Auzi, n-am pe nimeni care să-mi numere în cască. Nu-mi zice nimeni. De ce țip? De ce? Nu știu ce. Aici stau relaxat. Și dacă mai bem două pahare de vin, mă relaxez de tot până la finalul podcastului. Hai să mă chinui să iau una mică, să poți să zici tu ca nu, să... Nu, nu e nevoie. Fă-ți treaba, că... Păi dacă iar ai luat tas... 6, mă! Haide, mă! Că a reușit! Yes! Le-ai și scris, ia? Da, bravo, că vrei să ui ceva. Alex. Ce să mă, eu dau pe aia cu... Sau pe aia cu... Sau pe aia cu... Care, aia cu? Vulturul. Vreau să ne spui dacă vreodată în viețișoara ta ai făcut amor în avion sau în private jet-ul ăla de zbor tu cu el, de-l vedem noi pe Instagram și cu cine? Sunt două întrebări. Eu să spun bă, una, că dacă da, ai făcut, da, adică că știm cu toții că ai făcut, nu e? Ok, reformulăm. Alex, cu cine ai făcut dragoste în avion? Nu cunosc. În viața ta? Nu cunosc? Nu. E simplu. Dar de făcut, da. Ai cunosc. Odată? Păi ce crezi, că sunt Robocop? Ok, gata. Bun. Deci s-a bifat, da? Poți să ne explici și nouă cum se face? Deci noi ăștia... Nu erai căsătorit. Stai un pic, stai o secundă. Ia stai, zombi. Nu erai căsătorit. La voi, de asta cu nevastă mea vreau, fiat. Bravo. Dar eu când merg la... Cel mai bine vezi pe pielea ta. Păi nu, că noi suntem și amărâți, știi? Și eu merg cu low-cost-ul ăla. Și ăștia proști, ăștia din Ben la fel. Niște proști. Noi când mergem luăm de alea, nici n-ai loc la picioare. Eu când merg trage, nu vreau să mai... Ce mai avem până în Italia? M-am nenorocit. Îți iei și tu o cursă la oră mai târzie, care nu e așa full. Da, e pe scaune sau la toaletă? Că la toaletă, eu când intru, spun sincer... Nu intri. Eu trag cu ușa, cu... cu fundul, pac, închid, fac pișul și când mă întorc, când să mă spăl pe mâini, deschid și ușa. Da. Adică, unde să mai intru și cu nevastă mea? N-avem unde să... Trebuie să-ți iei un alt loc. Altă clasă zburătoare. Drumul trebuie să fie lung sau scurt? Tu știi, nu știu. A, nu, că pe mine nu mă ține mult. Nu, păi e... În mașină, cum ai făcut? În mașină? Când erai copil, așa. Ești nebun, mi s-a pus un cărcel de nu știam cum să sar. Nu e, că nici n-aveam mașină mare ca acum. Aveam o mașină gândeam. Mică, nu, n-am avut loc. Ai servit? Da, da, aici. Ok. Ai luat, hă? Sau vrei să... Hai, că iar stai bine. Uite, păi stau, stau, ca la 7 și am luat-o pe asta mică. Nebuno, îți place de Alex Body? Bun. De ce îți este cel mai frică? De sărăcie sau de singurătate? Ca să fiu sincer, de niciuna, dar mai mult de singurătate decât de sărăcie. Săraca mai fozi. Știu cum e. Singur. La un moment dat ai pierdut 400.000 de euro? Într-o afacere? Mult
mai mult. Într-un singur business? Da. Te-a păcălit unul cu aurul? Exact. Ți-a dat aurul gol? Mi-a dat de... Mi-a, mi-a bubuit artera pe ochi. Mi-a dat de majulită? Câtă gaură ți-a dat? Mult, mult. Erau banii mei, plus ce-am luat împrumut. Și cu dobândă. Hai, citește următoarea întrebare. Ai de capul meu, am luat rău de tot. Fie fars. A, război! Bun. 3-3. Hai, ia trei cărți de unde vrei tu. Ce trei? Trei război. Una. A, una luăm? Da, dacă stăm așa, jucăm cărți toată, trebuie să mă zici, mi-a aduceam bani. Jucam cărți. N-ai bani la tine? Dacă mi-ești îmbrăcat și ceasul ăla după mână. Auzi, dacă vrei, jucăm pe ceas. E regulă. Păi au trecut 10 minute deja. Mai avem. 3. Eu sunt cu 6-le, vezi? Eu sunt cu 8. Bun, faci 8-uri. Nu, mai fac de mult. Făceam în tineresi când eram coregraf. M-am mai vindecat. S-a mai vindecat locul. Ce? Câte întrebări erau? Avem. Da. Nu, zbate, că da. Te-a șantajat emoțional vreodată o femeie? Da. Da? Da. Cum n-ai reușit? Bine, a încercat. A dat-o... Fiecare încearcă. Ai plâns vreodată din cauza unei femei? Da. Tu te bădeai... Depinde în ce sens. De îndrăgosteală de asta, de... Când vă despărțeați, să-ți pară rău, să te doară sufletul așa, să buci din prosop. Nu știu dacă... Odată am făcut-o la show. Da, am avut și cred că și de vreo... Dar nu că am fost părăsit așa. Chiar am simțit de vreo două ori așa să plâng. Adică pentru... Nu știu, chiar a fost greșeala mea și m-am simțit vinovat. Și chiar nu-mi doream să mă despart. Dar ea te-a văzut că plângeai? Da. Vedeți, măi, băieți? Că și ăsta care e mare așa și forțos. Ai, și băieții plâng câteodată. Ai luat bine, ha? Ăștia care zic hau, pau. În fine. Trebuie să fim sinceri. Tot pe... Ești bine, 8x4 și prea eu. Ultima întrebare. Ai, 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 bine. Cum ți-ai dori, dar fii sincer? Tot timpul sunt sincer, serios. Nu. Hai să te întreb nu, altfel. Cum nu? Nu, tu ești sincer, să te întreb altfel. Ți-ai dori ca iubitul fetelor tale, să când va veni momentul, mine. Să? Să semene cu mine? Cine i-a dat întrebările, băi? Păi nu e corect, ăsta știe întrebările. Cine asta va veni pregătit? Și tu. Da, bravo, că-s bărbat, dar ți-am și pus întrebări. Cum ar fi dacă ar fi... Cum ar fi? Depinde în ce perioadă a vieții mele m-ar prinde, dar ca principii și... Acum hai să zic așa. Să fii de asta gagicar. Nu știu cine nu mai prea e până la un moment dat. Adică mai ales la o vârstă mai fragedă. Depinde și din ce anturaj, din ce familie, ce educație. Dar așa, per total, da, mi-ar place să fie așa, un pic ca mine. Că dacă fata știe să se impună, să fie sinceră și curată, băiatul ăla va avea două opțiuni. Ori realizează pe cine are lângă, ori ne dăm seama că nu-i ideea și nu o să mai fie cu el. Crezi că fetelor le plac băieții răi? Asta cu băieții răi... Imaginea așa de băiat. Da, merge până la un punct. Fetele sunt atrase de... sau au tendința să își dorească ceva mai diferit. Mai ales că o femeie, cred eu că îi place să fie dominată așa într-un anumit fel sau altul. Și de aici de băiat rău. Dar când un băiat rău se cumințește, atunci cred că ai... un bărbat adevărat lângă tine. Când se sau când îl cumințește? Păi un cal poți să-l domesticești când vrea el. Că de multe ori îți dă impresia că e blând și te mai aruncă. Așa că e o combinație, ceva reciproc.
Să vrei și să și fii. Și să îl domesticezi sau să-l potolești, trebuie să vrea el. Pentru că orice lucru făcut cu forța nu va dura. 11 noiembrie 2020. Da. Ziua când stăteam relaxat, m-am trezit într-o dimineață, dragi prieteni, stăteam relaxat, aveam emisiune zi de zi. Tu nu prea te-ai relaxat, că au venit dimineață. Eu dormeam la ora când au venit ei, să știi, adică... E foarte puțin timp. Și ajung la birou, știre în toată presa, prietenul meu, Alex Body... Vrei Da. Dar să știi că nu schimb subiectul, e ok. Prietenul... Prietenul meu, Alex Body, soldat de mascați. Știai că se va întâmpla? Bă, nu îi se auzi ceva, dar nu credeam pe niște chestii de alea, că se poate face așa ceva. Ce ai simțit în momentele alea? Ce simte un bărbat? Un om puternic, un om, încă o dată, pe care, na, când te uiți de el, zici, bă, nu-l dărâmă nimic. Păi eram pregătit. Ce înseamnă? Cum te poți pregăti pentru o chestie de genul ăsta? Păi psihic. Cel mai mult contează forța psihică. Încerci să-ți aranjezi viața înainte? Să lași lucrurile așezate, în conturi? Doi pași înainte de orice se poate întâmpla. Starea asta sau, să spui așa, relaxul ăla care îl oferi sau crede lumea că ești în starea de relax, e doar o perdea. Tot timpul trebuie să fii pregătit pentru orice. Sau eu, cel puțin, sunt un paranoic așa de multe ori și planific un pic lucrurile înainte. Că se întâmplă rău, ești pregătit, că nu se întâmplă, cel puțin ai fost. Ce ai simțit? Au venit la 6 dimineața, parcă, nu? Da, nu am înțeles prima dată despre ce era vorba, ceva de minori. Eu ziceam că nu e nicio fată la mine în casă, că nu-s cu fetița. Și după aia, niște acuzații, niște... Te întrebau dacă sunt minori în casă. Da, că au venit de la să ceva nu se cu minori. Nu. A, nu? Minor, în legătură cu ceva minor, trafic de persoane, minori, ceva minori. Doamne, ce te-am luat eu cu minori? Ce minori? Dar, în fine, au fost niște acuzații puse per total, pe general, pe un grup de persoane, grup organizat, niște oameni care am avut doar niște poze și am stat de dor și am ciocnit 2-3 pahare de vin. Proxenetism, corect. Da. Trafic de persoane. Da. Ceva cu droguri, ceva consum și vânzare de droguri. Era tot undeva acolo, nu? Da, că le-au găsit la doi băieți. Și cu minorii ce mai erau? Unul din grup. Corupere de minori? Sau ce? Unul din grupul respectiv i-a făcut un buletin fals unei fete ce avea 17 ani și n-avea 18 sau ceva de gen. A, în momentul în care... Eu, noi nu știm procedura și eu nu știu și de aia te întreb. În momentul în care tu ești acuzat sau eu, suspect... În vedere că era grup organizat, ce acuzații li se atribuie lor, să zic? Ți se atribuie și grup, ție. Suntem toți. Adică dacă... După care când ajungi, se ia pe căprării. Îți citește ce ai tu. Ce ție... Și ție până la urmă. Din toată povestea asta. Proxenetism, șantaj și trafic de persoane. Eu nu am avut nicio reclamație, nicio declarație împotriva mea. Erau 60 de fete, nimeni, nimic. 3-4 fete care au fost, mi le-au pus ca și cum ar fi avut ceva cu mine, dar fetele au declarat că n-au avut absolut nimic cu mine, nu mi-ar da bani, nu mi-au dat bani în viața lor, nimic. Șantajul fiind... un văr de-a meu de-al doilea care îi dedusem acum 2 ani bani împrumut și l-am sunat să-mi dea bani înapoi și i-am zis că dacă nu sunt în Germania, că sunt plecat, să-mi lase la un restaurant, să-mi lase banii la un restaurant. Îi dedusei banii fără acte, bănuiesc, că de aici a plecat problema. Cam, dar n-am făcut nicio ceartă, e ca și cum... Da, cum împrumut pe mine acum, dar e ilegală și treaba asta la o, adică probabil că dacă asculți telefoanele, nu prea ai voie să dai bani împrumut așa, dăm 5.000 a 5.000, cred. Nu știu, nu cred că ai tocmai voie. Ar fi ilegal dacă îți dau 5.000 și după un an, doi, cer 10. Aia e ilegal. Aia e cămătărie.
Da, corect. Da, dar dacă un om zice... Și dacă el nu mai vrea să-ți dea banii, tu nu poți să faci nimic. A fost din... Acum da, dar nu l-am amenințat sau zic, bă, de ce nu-mi dai banii? Azi, vezi, te rog mult când pot să-mi dai și mie banii, că am nevoie de... Dar au fost niște convorbiri telefonice? Da, tocmai se vede că nu e agresiune sau șantaj. Deci ți s-au scos și stenograme. Logic. Păi la televizor și câteva săptămâni a fost prezentat ce au vrut să se prezinte. Fragmente, ale, da. Acuzația ta era pentru acești 5.000 de euro și pentru o presă... Erau 20.000. 20.000? Da, și ci că eu am făcut bani din proxenetism, că am primit 2.100 de euro în 8 ani de zile, prin Western Union. Asta zi o proxenetă. Și în ziua de azi oamenii încă mai cred bazmul ăsta că am făcut așa bani. Când eu le-am demonstrat milioane prin conturi și... Că tu așa ți-ai făcut banii. Da. Prin proxenetism, da. Și prin trafic de carne vie. Da. De ce trafic? Poate de Pariză, dacă am luat de ce și el... Înțelegi? În fine. Dar această declarație care, la un moment dat, s-a speculat că fosta ta soție a dat o declarație împotriva ta. Că ai șantajat-o, că ai bătut-o, că ai... Păi de acum, dacă nu am bătut-o niciodată și... Că ai pus-o să facă, să întrețină relații sexuale cu alți bărbați. Prin contră. Nu există. Ea a zis că a plecat în Germania, eu am... Din Germania am luat-o de acolo, am scos-o din muncă și în ultimii 4 ani aveam trimis și ei în cont de la mine, eu personal, ei, 100.000 de euro. Dar tu ai văzut acea declarație vreodată? Da, tocmai. La început am crezut și mă gândeam, bă, cum Dumnezeu e posibil? Dacă n-am văzut ce scrie în declarație, n-are nicio legătură cu ce s-a dat în presă. Și se zicea că, de fapt, ea m-ar fi învinovățit sau m-a acuzat, că m-ar fi turnat să mă toarne pentru ce. Că asta nu înțelegeam. Tu nu aveai în momentul ăla acces la niciun telefon, nu aveai cum să vorbești cu ea, să o întrebi, doamne, m-ai acuzat, nu m-ai acuzat, ție doar ți se aduceau probele, nu? Păi, nu știu cât timp, 6 luni de zile nu aveam voie, sau un an de zile n-am avut voie nici să ne vedem, apoi să luăm legătura. Nici direct, nici prin interpuși sau ceva de gen. Deci pentru 20.000 de euro și pentru 2.100 sau 2.300 primiți prin Western Union. De euro? Da. Asta a fost tot la tine? Da. Toată acuzația? Da. Și că aveam niște poze cu niște oameni și niște convorbiri în care ziceau ei, suntem la Craiova, avem un pahar de vin cu Bodi și la Sibiu că sună-l pe Bodi că și el e pe drum și vine încoace. Și doar pentru atât ai fost niște săltat din casă poze, de la 6 dimineața? Da. Despre mama ta am vorbit că nu a trecut prin cea mai bună perioadă în momentul ăla. Ce au spus copilele tale? Păi, na, cea mare, cea mică nu știe, vă dai seama, și cea mare bănuia că ar fi fost ceva pe la televizor, dar na, nu am avut discuția asta niciodată cu ele. Dar sunt multe chestii care... Te-au dărâmat gândurile în momentul ăla? Gândindu-te la copii, la mamă, la... Da, normal, până la urmă, s-am spus, te gândești la tine, tu poți duce sau poți trece peste, dar... Dacă ai niște persoane dragi la care ții cu adevărat, mai ales pe niște nedreptăți, e aiurea așa să fii vinovățit. Cum stăteai tu liniștit în arest, fosta ta soție, sau cum să-i spun, dar pe jumătate, sau cum ai spus, prima oară a declarat că nu te-ar cunoaște într-o situație de genul ăsta, după care și-a schimbat declarația, tu auzind lucrurile astea, ai spus, o să dau în judecată. Ai acționat pe mai departe sau te-ai răzgândit? Păi, din moment ce declarațiile ei nu au fost veridice, cum se numește declarația care nu e adevărată? Declarație mincinoasă. Ok. Și există o pedeapsă. Acum nu știu cât va dura, cum va dura, ce se va întâmpla, ce au făcut avocații mei la momentul respectiv. Eu nu mai trăiesc în trecut. Și de aia nici nu vreau să-mi aduc aminte de anumite persoane, că... Dar, să mă gândesc ce ca să fie foarte clar, că n-am înțeles. Deci Bianca a declarat că tu nu ești un om ca ce s-a descris prima oară. După care și-a schimbat declarația. Tu ai mai dat-o în judecată pe Bianca sau nu? Păi a declarat de niște și de alte persoane și persoane respective au făcut plângere penală. Tu i-ai mai făcut? M-am oprit atunci. Te-ai oprit? Pentru că nu vrei să faci rău. Nu, mai ales pe nedreptăți, de așa. E urât. Tu ești un om bun.
nu vreau să zic că sunt un om bun, dar nu sunt așa rău cum crede lumea. Sunt rău doar când mi-e amenințată familia sau atentează cineva la ce iubesc eu. Crezi că imaginea ta a fost stricată după luptele de K1 pe care le aveai cu Bianca și erai în toată presa pe prima pagină? Da, păi acum, da. Dar au fost învățători de minte și mulțumesc Dumnezeu momentul în care m-a făcut acum ce bine. Nu, de asta ai luat și decizia să stai mai în spate? Să nu mai apari în presă? Păi nu de asta, dar nu sunt niciun influencer, nu sunt vreun artist, nu sunt vreo vedetă. Vedetele la noi în România au fost pe vremuri sau ce avem, un muzicant. Delia Loredana, Andra. Da, actorii noștri le putem numi vedetă. Figuri ale sportului care ne-au reprezentat țara asta. Vedete, ce vedete suntem noi? Noi, eu, alții. Ce vedete? Că oricine se face vedete că își promovează niște bani pe internet și se face că e vreun influencer sau lansator de modă sau chestii. Noi nu suntem vedete, noi suntem figurine. Eu niciodată nu m-am considerat vedetă sau vreun încrezut că-s vreun, că m-am apărut la televizor și în lumina reflectoarelor și bine și rău. Ăsta e sertarul de serviciu. Uite-te în ochiul meu și fii sincer. Da. Cine vrea să-ți facă rău? Păi cineva care e obsedat de mine, posibil, și îl supără și îl deranjează succesul meu. O să stai puțin mai aproape de microfon sau să-l tragi mai aproape de tine? Zi-mi, ordonați. Deci cineva care e cumva deranjat de succesul de persoană. Tău. Dar îl cunoști? Cunoști această persoană? Păi cunosc. E cel mai mizerabil lucru să ajuți o persoană, să-i salvezi viața și la propriu și la figurat, să-i creezi o situație financiară atât lui cât și familiei și în timp să devină niște iude de astea ieftine, să-și arate adevărata lor aramă. Este un fost prieten al tău? Eu îi consider prieten pe toți. Crede-mă. Ați plecat la drum împreună? Păi dacă am zis că am stat la masă, cu familie, cu tot, cu prieteni, cu una, cu alta. Mă refer dacă de la început ați plecat împreună. Nu au cum să plece. Ei au fost niște oameni care au lucrat pentru mine, pentru noi. Dar lăcomia, știi, chestia asta e că să faci bani și când ai bani, e un lucru foarte mare ca să știi să-i controlezi. Când ai bani și ai avut un trecut sau o viață mai puțin norocoasă, atunci ar trebui să te gândești cum mai putea să faci fericit sau poate să împarți din cât mai tu măcar cu fratele tău, cu familia ta, cu neamurile sau cu cine crezi că ți-a fost aproape. Nu, niște oameni când au de anumiți bani și cred că au luat toți banii din lumea asta, devin răi, aroganți, să strică, nu știu, e ceva ciudat, e inexplicabil și în ziua de azi. E ceva ieșit din comun. În loc să se gândească, bă, și eu am fost într-o situație, nu aveam poate ce să le dau la copiii mei să mănânce sau așa. Hai să nu fiu atât de rău. Nu, din contră, în loc să devină mai bun, devin mai răi. Nu am înțeles-o niciodată. Cum a fost trecerea de la bogăție într-o celulă de 6 metri? Crede-mă, și mi-aș dori să ai vreodată ocazia să vorbești. De două ori am fost, și în Craiova și în București. Eu am fost fără laudă, ți-o spun, ți-o pot confirma băieții care au stat cu mine și care și acum în ziua de azi îmi mulțumesc pentru puterea psihică și sfaturi și tot. Nu am avut nicio fel de treabă. Sunt lucruri în viață pe care nu le pot schimba momentan. Mi-ai spus să îți doresc să ajungi măcar o dată. Eu nu-mi doresc. Nu. Îți doresc să poți să-ți confirme ei. A, nu, că așa mi s-a părut că îmi dorești mie să ai un. Nu, că nu e pentru oricine. Asta, dar pentru mine nu e, m-am asigurat. Nu. Depinde cum te focusezi și cum îți accepți. Sunt lucruri care nu se pot schimba instant. Sunt situații la care le poți găsi o soluție. Poate să fie subit sau poate să dureze. Pentru cei care se uită la noi și nu știu. Da.
cum arată acolo și toți ne imaginăm că sunt niște condiții cam cum vedem noi în filme. Se închide ușa aia, sunt două patru suprapuse, avem un televizor. Ar fi bine. Ia uite ce... Cum arată o celulă de genul ăsta? Păi tu dă seama, la noi în țară sunt unele aresturi preventive în care o cameră de vreo 20 ceva de metri pătrați, dar nu cred că are 20 de metri pătrați, mai puțin. Trebuie să stea patru persoane. Bănuiesc că nu există aer condiționat. De unde? Și baie la comun și tot. Dar na. Baia se face în fiecare zi? La unele făcea luni, miercuri și vineri, la unele ai și duș acolo. Faci cu apă caldă sau cu apă rece, ai norocul tău. Am auzit o poveste la un moment dat că există WC-uri turcești. Da. Și că trebuie să ai o sticlă de 2 litri de asta de PET pe care trebuie să o tai la jumătate, să o bagi acolo ca să nu iasă șobolanii noaptea. Da. E adevărat? Foarte adevărat. Și poți dormi în condițiile astea? Păi tot ce ai face. N-ai de ales, nu poți să stai o lună nedormit. De aia zic, trebuie să-ți te încadrezi psihic și să-ți accepti să fii puternic. Când erai mulți acolo, au cedat. Când erai acolo, te-ai gândit vreodată că nu mai ești? Nu. Păi, oricât de mult s-ar vehiculat că ar fi adevărat și toate acuzațiile și aberațiile și exagerări și tot ce e, nu pot să ducă la nesfârșit. Că mai avem și noi avocați, mai putem demonstra și din altă țară ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Era chestiune de timp. Ai declarat, citez acum din ce ai declarat tu, nu am vorbit cu mama mea în acea perioadă decât de vreo două ori, da, pentru că nu voiam să o aud plângând. Corect. Și știam că nu se simte foarte bine. Da, nu suportam ideea. Da. Mai bine m-am închis în mine și îmi vedeam așa de ale mele. Și dar cu toate astea știai că nu e bine, știai că slăbește, știai că suferă. Îți spunea cineva despre starea ei de sănătate? Da, te interesai? Da, normal. Sora ta? Da, și prieten, să zic așa, din familie, care vorbea zilnic. Tatăl tău a venit la tine atunci? Nu am fost de acord și nu mi-am dorit să vină. Doar sora ta a venit? Da. Nu ai vrut ca părinții tăi să te vadă în acea situație? Nu. Vreau să te întreb sincer, pentru că a fost un interviu sincer și îți mulțumesc că ai răspuns sincer la toate întrebările. Sunt sigur că îmi vei răspunde și la aceasta. La începutul interviului nostru vorbeai despre o liniște, despre faptul că te-ai așezat, despre faptul că da, acum dor liniștit în pat pentru că am o femeie care mă iubește, pe care o iubesc, am familia sănătoasă și copiii fericiți. Alex, crezi că te mai poți întoarce după gratii vreodată? Este un lucru care nu ți-l poate asigura nimeni. Având în vedere la ce ai făcut și ce am făcut și ce fac, nu ar fi trebuit să fiu acolo deloc. Dar nu am de ce să zic da sau nu, pentru că e relativ. Procesul ăsta s-a terminat? În momentul s-a întors de două ori. Deci în momentul ăsta tu nu știi ce se întâmplă? Nu, dar s-au prescris o grămadă de lucruri în timp. S-a întors de două ori, l-a refuzat 20 de cătării. Mai trebuie să vii să dai cu susținatul de două ori pe săptămână? Nu, doamne, nu m-am controlat judiciar nimic. Dar zic, toate acuzațiile au fost trimise ca nefondate, nu există probe, interceptări făcute ilegal, etc. Nu vreau să intru unde astea, că nu vreau să fac vâlvă. Dar ca să vedeți, așa că nu. Că nu e. Dacă tot te-ai întrebat și dacă n-aș răspunde, poate crezi că am ceva de ascuns. Nu, în momentul ăsta nu este de rezolvat dosarul, dar... Nu e rezolvat pentru că l-au mutat de într-o parte în alta. De la Craiova a fost la Târgu Jiu, de la Târgu Jiu acum l-au întors și la Sibiu și la fel. Pentru că nu sunt probe, nu stau în picioare. Dacă vezi că lucrurile planează și nu există un răspuns și nu știi în momentul ăsta, pentru că nu știi cum să o joci, ai luat vreodată în considerare să-ți iei soția și să plecați, să vă mutați? Dar nu sunt omul să fug. Pentru că n-am niciodată? De ce. Și când am fost eliberat, s-au gândit că mă duc în Dubai și nu mă mai întorc. Pentru ce? Dacă eu știu că nu sunt vinovat. Dacă ei știu că nu sunt vinovat și au fost atâtea
persoane care au bifat lucrul ăsta. Ai vorbit vreodată cu Emma despre acest subiect? De foarte multe ori. Păi ca să zic o chestie, a doua oară când a fost arestat, Emma a venit la mine să mă vadă. Și ce ți-a spus? Nimic, că mă așteaptă acasă. Nu, acum, după, ok, te-ai eliberat, ia ce spune despre situația asta? Băi, Alex, ar fi mai bine să plecăm. Nu avem liniște, se poate întâmpla... Dar nu că nu avem liniște, că avem liniște. Dacă e să cineva să te urmărească sau să-ți facă chestii sau te agiți mai tare dacă pleci, mai ales când știi că nu ești vinovat. Așa că lucrurile cel mai bine, nu m-a fost niciodată genul de om să fiu laș. Ori lupți, ori fugi. Și dacă lupți, lupți și dacă pierzi. Important e că ai luptat. Dacă n-ai luptat, ai pierdut din start. Ca să rămână scris și să rămână... Pentru că sunt sigur că acest episod va face foarte multe vizualizări. Să rămână aici pe filmare. Alex Body nu a făcut niciodată proxenetism, niciodată trafic de carne vie, exact. Nu a folosit droguri și nu a vândut droguri, nu a făcut cămătărie. Ca să rămână scris și să rămână și la tine și pentru liniștea mea și pentru liniștea ta și să zic sinceritatea mea, nu am fost omul sfânt. Și dacă ar fi fost să plătesc pentru chestii care le-am mai făcut de mult, mi-a acceptat soarta. Gen, la momentul respectiv. Dar să plătesc pentru niște lucruri care nu mi-aparțin sau nu sunt ale mele, nu. Am avut iubite care au muncit, că am și spus, cunosc cu tare, am cunoscut acolo în 2007, 2008, 2009, vorbeam de 10-15 ani de zile. Da, că am trăit în anumite anturaje, am avut iubite, dar nu am obligat eu pe nimeni, nu am prostit, nu am bătut pe nimeni, n-am forțat, nu am luat bani de la din contră. Eu sunt un om foarte corect. Și de aia nu mi se părea mie normal, plus că și persoanele respective ziceau acest lucru. Și tot eram văzut, sau și în momentul de față mai sunt văzut gen ca ceva negativ. Ai mai lovit vreodată vreo femeie în viața ta? Nu. Ți-ai luat învățătura? Stai un pic, că nu e învățătură. Poți să lovești un bărbat sau poți să lovești o femeie, e o diferență enormă. Dar trebuie să te întrebi de ce ai lovit? Că și până la urmă să lovești un bărbat, de ce l-ai lovit? Dacă tu n-ai greșit. Când cineva te aduce pe tine bursuc, un om dulce, rezervat, liniștit, nu deranjează pe nimeni, râzi tot timpul, te aduce într-o stare în care recurgi la lucrurile alea, fiind un bărbat, eu să zic, eu, el, oricare de aici. Nu ar trebui să lovim, nici să ne bătem cu bărbații. Pentru ce? Doar că persoana din fața ta sau persoana respectivă ți-a făcut ceva care te-a scos din starea asta, te scoate din stările astea, din minți. Ok. Înțeleg că aici te referi la trecut și nu. În faptul că cumva te aducea în starea... Dar eu știu că nu era un lucru ok, dar nici ok ca să mă înjuri tu pe mine de bunica mea, de morți, după două săptămâni. Nu am cum să accept asta, pentru asta aș fi în stare să fac orice. Nu crezi că a făcut-o intenționat? Posibil. În fiecare facem în viață lucruri și ne asumăm consecințe. Poate că la nervi doar așa putea să te lovească și atunci știa, domne, dau unde îl doare cel mai tare și eu. Da, dar nu mai contează acum. Și ce contează, cum ți-am zis la început emisiunii și să o zic și acum spre sfârșit, contează locul unde ne aflăm și persoana pe care o ai alături. De asta te-am întrebat dacă ai mai face greșeala asta. Crede-mă că am avut în capul meu mii și mii de episoade la cum o să decurgă viața mea, cum o să fie, poate de multe ori cum i-am dorit să fie. Și cred că nici dacă mi-alegeam așa piesele să mi le pun, și totul se întâmplă cu voia lui Dumnezeu. Că indiferent cum te vede lumea, cum te critică, cum te analizează, când Dumnezeu are ceva pregătit pentru tine, lucrul ăsta se întâmple.
Și dacă ești menit să sfârșești lângă cineva care te merită și tu meriți, atunci te poți considera un om împlinit, indiferent că ai bani sau nu. Ok, contează mult banii, enorm de mult, dar trebuie să și faci ceva să-i meriți. Pentru că Dumnezeu nu neapărat, să zic așa, izvorul către bani. Dar noi ne luptăm și știi și tu și el și toată lumea că e o luptă zi de zi, alergi. De multe ori îți uiți, poate să sun părinții. Dacă te sună maică, te-ai dai pe ocupă, mai bine stai că îl sun pe ăsta, că poate am ceva de rezolvat cu el și îl pui pe primul loc în ziua respectivă și a doua zi uiți să o sun sau a treia zi nu mai știi ce vrea să zică, ce vrei să zici tu. Și noi suntem într-o continuă, să zic așa, competiție după bani. Și de multe ori când ajungi să-i ai, te gândești că poate banii ai poți pierde instant în altceva. Și toate sacrificiile și eforturile care le-ai făcut 2-3 ani sunt zadar. Din contră, ai acumulat stres, nervi, oboseală, ai pierdut momente importante din viața ta, persoane dragi care puteai să le împărtășești. Dar în momentul în care te asociezi sau ieși cu o persoană care te împlinește și sufletește și fizic și o pasiune și o chimie și se gândește și pozitiv la viitor, adică să zică, băi, poate tu din ăștia 3 lei poate mai poți să faci 2 lei dacă faci asta sau nu mai trebuie să strici 10.000 pe șampanii și așa, că nu mă interesează, pe mine nu mă impresionezi așa și am ales de toate ieșirile astea în cluburi, că deja te satul la un moment dat, deja 20 ceva de ani de viață de noapte. Mai bine te duci într-o vacanță, crede-mă, decât să ieși în cluburi de 2-3 ori. Și când ai persoana asta lângă tine, nu pot să zic că n-am mai avut momente când ai simțit o fericire sau poate o împlinire, dar când vezi că deja fericirea asta și înțelegerea și armonia asta între două persoane e constantă și tu, dita mai omul și ea, dita mai femeia, acum mă refer la mine și la Emma, da? Ajuns să fii ca doi copii, să te pup tot timpul și să fie ceva așa atracția, deci nu mai ai nevoie de altceva. Și vezi, te uiți în jurul tău, că asta a fost o chestie, mă uitam în jurul când eram fără ea și mă uitam și zic, ok, toată lumea atrage să alerge după nu știu ce cunoscute, făcute, ai făcut pe toate, nu mare. Asta e chestia, e să stai lângă femeia pe care o dorești, să simți lucruri simple să vrei să le faci cu ea. Că la bine, oricine, crezi că azi, dacă zici mâine, erai singur, da? Un exemplu, da? Ai avut și tu ghinion să te căsătorești. Iei pe cineva cu tine în privacy, mai să mergem într-o vacanță sau ia-ți, hai așa, direct, hai urcă-te cu mine în avion, ia-ți pașaportul și hai să plecăm. 10 din 10 ar veni. Dar dacă zici, hai ia-ți 2-3 rânduri de haine cu mine și hai că plecăm la țară, că trebuie să stau în munți 2 săptămâni, că am niște probleme, câte ar veni cu tine? Păi nu, că trebuie să-mi fac unghiile, trebuie să-mi fac părul, trebuie să nu știu ce, trebuie să dau de mâncare la câine. Nu vine. Acolo încerci și vezi. Și atunci și știi și pentru cine faci anumite sacrificii sau cheltui, ca să zic așa. Că până la urmă, tot pentru sufletul tău. Cu amintirile rămâi și cu momentele frumoase. Că restul... Când ai pierdut-o pe bunica ta, prietenii tăi au fost lângă tine? Da, unii dintre ei, da. Cei care știau cât înseamnă pentru mine și cât a însemnat pentru mine, au fost prezenți. De aia și acum ți-am pomenit de o mormântare, când băiatul ăsta e prietenul meu din copilărie, ca un frate pentru mine, am fost lângă el când și-a pierdut-o pe mama lui. După arest și în timpul arestului, au fost prieteni care s-au dezis de tine? Da. Au fost momente în care... Ai trăit momente în viață când ai aflat cât ține un telefon, cât ține bateria unui telefon? Știi cât ține bateria unui telefon? Depinde cât de mult îl folosești, dar mai mult de 10 ore nu cred că te bucuri. Îți spun eu, 4 zile. În momentul în care cazi, nu te mai sună nimeni. 4 zile ține bateria. Eu am trăit asta. Da. Am avut o perioadă în care
Frumos e că sun și nu-ți mai răspunde nimeni. N-am apelat la nimeni să mă ajute. Asta știi, poți să intri oricine direct sau să vină. Niciodată n-am cerut la nimeni ajutor. Sunt foarte încăpățânat. Nu, dar eu sunam doar să văd ce face omul. Atât, și nu, atât. Nu, când am avut probleme, din contră, nici nu vedeam. Îi lăsam în pace chiar atunci. Ziceam, de ziua mea eram arestat și am și zis, mamă, pe o parte am zis la băiatul ăsta. Zic, chiar mă bucur că s-au întâmplat așa lucrurile. Zic, acum chiar o să văd fiecare și cum îi. Unii o făceau din interes, așa, aparențe. Că ce orice ai nevoie, spune-ți ce are nevoie, fac, trec. Da, știm. La cât e ceasul. Dar trei, nu e cazul. Trei defecte pe care le are Alex Body. Câteodată impulsiv. Hai. Chiar un defect, chiar dacă mă contrazice un pic cu ce zic, dar tot sunt dispus să mai acord șanse persoanelor. Asta nu-i defect, e o calitate, ești bun. Nu știu. E o prostie că nu se potrivește cu mine, așa, cu bordul. Nu merge. A, bordul spune să da, nu mai accepte. Nu. Și să zic ceva rău de mine... Nu rău, defect, nu, nu știu. Mănânc semințe în mijlocul patului. Nu, no. Sunt ordonat, psihopat de ordonat. Câteodată cicălitor. Dacă mi se pune pata pe un subiect, tatal, toc, bum, 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 și îl iau din toate părțile și așa, deci te nebunezi de cap. Eu sper că n-am fost cicălitor în seara asta. Nu, e ok. Sper că te-ai simțit bine. Îmi pui parizerul la pachet. Îți pun parizerul la pachet. Vreau să-ți mulțumesc mult că ai venit. Și eu, mersi că m-ai invitat și succes în continuare. Ai spus că mai faci copii, nu? Încercăm. Ce, te referi după vinul ăsta? A? După vinul ăsta? O să ai treabă. Fii atent, pentru că terminăm emisiunea sus și pentru că hotplay n-a stat degeaba, am aici o hârtie pentru tine și una pentru mine. A. Este o piesă... A. Noi ne-am gândit la ea și am zis, bă, ce-l caracterizează pe Alex? Piesa asta. Mă gândeam că ți-ar fi zis-o cineva. Hai. Nu. Așa nu? Ne-am gândit noi. Da? E piesa ta preferată, nu? Merge. Dar știi de ce? Că ți se ascult și potrivește. Ascult de asta. Și vreau să o cântăm împreună. Aha. Așa cum îți aduci tu aminte, încep eu și după continui tu, da? Sau cântăm deodată. Sau cântăm deodată. A, bine. Hai să vedem. Alex. Și dacă avem succes, ce facem? Ne prezentăm la cântă. Da, bravo. Ne facem trupă frumos. Mergem de acum înainte. Eu cânt și tu dansezi. Exact. Începi tu? Tu începi. Începi eu sau tu? Da, stai. Da, o să începem trecut, cu strofa, da? Da, da. De la început mai bine, da. De la început. Da. La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astăzi seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut cât o beție, am mai iubit niște femei, nu mai e cazul, și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu Raj Kapoor, măturător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când ador spre dimineață, îmi reproșez de la început, n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Doamnelor și domnilor, el a fost Alex Body. Înainte să plece, Cipriane, pentru că nu te las să pleci cu mâna goală, pentru că ai venit la noi în seara asta, am aici special pentru tine. Dor. Am o sticlă de vin, vinul pe care noi l-am băut. Da, te duci acasă, că ai treabă, uite, 67, e același vin.
ai treabă cu Ema, da, am zis, doamne, să fie roșu, că știi cum e, poate joc la nuntez. Da. Tu intr-un. Îți mulțumesc din suflet pentru tot și pentru primire. Succes. Chiar a fost o onoare. Mulțumesc. Da, mă bucur că m-ai ales pe mine să fiu primul. Da. De acum încolo poți să mergi unde vrei tu. Da, eu am verde. Acum eu sunt... să știi că te mai chem. Adică te mai las o perioadă și după te mai chem. Dacă vrei să mai tragem un card înainte de final, dragii noștri, vă mulțumim mult de tot că ați stat alături de noi. Nu uitați să vă abonați. E foarte important, vă rog eu mult de tot. Fără voi nu se poate, știți foarte bine. Spuneți-le prietenilor, spuneți-le vecinilor. Noi am fost Bursucu și Alex Body. Săptămâna viitoare mai vedem. Important e să continuați să ne scrieți. Ați văzut, le-am atras atenția. Au cântat mai puțin și mai încet. Asta ca să nu mai deranjeze pe nimeni. Cu toate că trebuie să recunoaștem, trupa Hotplay cântă minunat. Ne-am aflat într-un studio senzațional aici la Leho Studio. Mulțumim și celor de la Bivolu care au fost alături de noi. Și săptămâna viitoare, pentru că ne-am comportat frumos, cu siguranță toți partenerii noștri vor fi alături de noi. Mai ales dumneavoastră. Voi sunteți cei mai importanți. Vă mulțumesc mult de tot și vă doresc o seară bună. Să ne vedem săptămâna viitoare la fel de sănătoși. Mulțumesc! Doamne ajută!